invitați de calibru și la propriu și la figurat. În seara asta aici la Cartier este vorba de, în stânga mea, Radu Bădică, vechiul meu amic, și Johan Kraus, care spun bine ați venit la noi în studio. Repet, este o emisiune în direct, este o emisiune în care eu îmi doresc să putem să ne puneți întrebări, cât mai multe întrebări, nu la telefon, așa cum m-am hazardat să anunț mai de dimineață, pentru că va fi mult mai complicat cu telefonul. Eu vă sugerez să folosim chatul emisiunii, pe care îl găsiți într-un buton foarte simplu, iar acolo le puteți spune, de fapt, cât mai multe întrebări invitaților mei, cât mai multe întrebări Radu Bădică, cât mai multe întrebări lui Johan Kraus. Discutăm de doi oameni, doi pescari de competiție, care, mă rog, unul cu ștate vechi în domeniu, celălalt puțin tel mai recent apărut, dar nu foarte recent, dar oricum cu o vitrină impresionantă de trofee, spun eu, cel puțin în ultima perioadă. Chiar și anul 2013, Johan, dacă nu mă înșel, like, am început... Ai început bine, nu? Da, da. Hai, zi-ne tu cum ai început 2013, să o luăm mai ușurel așa, și apoi ajungem la tema emisiunii. Anul 2013 a început la fel de bine ca 2012, pot să spun. Am avut primul concurs pe Marea Vlăsiei la Cupa Primăverii. Un concurs foarte dificil, cu o perioadă foarte rece, iar peștele nu a vrut să comunice absolut deloc. Într-un final am terminat pe locul 4 și am luat captura competiției. Partenerul meu, Radu Bădică, fiind în altă echipă cu Nicu Dinescu, au ieșit pe 2. Dar a urmat în Căbeștiu, unde a început să mănânce peștele. A urmat în Căbeștiu, da, la Cupa SBS, unde am tras un loc destul de nedorit, ca să spun. Spune foarte slab. Da, unde ne-a ajutat, unde am pescuit am fost în echipă cu Cristi Mihalcea, care știți și voi că este un aruncător foarte bun. Am pescuit foarte departe și am... Da, Cristi Mihalcea, pentru cine nu știe, și el recent a apărut în printre aruncătorii, da, adică da. Nu, recent impus pe locul întâi, ca să fim mai corecți, printre aruncătorii de elită din competiția de crab. Și pentru cine nu știe, la un concurs de casting recent a aruncat peste cap în Bulgaria 209 metri, dacă nu mă înșel. Da, 209. Cu fir de 0,25 sau 27, ceva 28. De 28. Cu fir de 0,28. A câștigat toate probele. Toate probele. Auzi, dacă să fiu puțin răutăcios, că am luat ție faima de aruncător, că până să apară el, că întâi erai, știi? Mereu trebuie să apară de cineva care să facă asemenea figuri și în competiții, ca să fie frumoasă concurența. Asta mi se pare un lucru foarte... Eu am pierdut în fața lui la 14-17 cm la noi. Și cam greu de spus că s-a impus. E acolo. Nu. Asta în concursul ăla când a dat 192 la Hakuyo, da, nu? Da, la Hakuyo l-a depășit, dar nu s-a dat cu Hakuyo. Așa se nume. Concursul este organizat de Hakuyo, fiecare aruncat cu lanseta proprie. Știu, deci nu. Da. Și l-a depășit, într-adevăr, l-a depășit pe Johan cu 14 cm, dar poți să spui că e acolo. Păi nu, dacă n-ar fi fost povestea din Bulgaria, așa aș fi zis. Dar acum să-l vedem pe Johan la 210 metri, știi? Da, trebuie să vedem. Da, exact, asta e interesant. Să treacă și el de 200, știi? E un aruncător foarte bun. Eu anul ăsta o să am mai multe concursuri cu el și cu Dani Dan, la care o să participăm împreună. După cum îl văd eu, este unul dintre cei mai buni aruncători din țară la ora actuală. Da, și din ce am văzut eu într-un interviu pe care l-am luat și pe care o să-l publicăm acum în Pescuitul pentru Toți, care apare în luna mai, un băiat isteț, cum să spun, care... Un băiat care își dorește... Și dar care gândește logic lucrurile și care, cum să spun, e atent la fiecare detaliu, e planificat, e calculat... Ținând cont că e și tânăr, cred că chiar poate să devină un pescar de viitor de marcă în România. Da. Bun, hai să ne întoarcem la dreapta, pompe. Și până la urmă intrăm și în subiectul emisiunii de astăzi. Așa am anunțat noi, vorbim despre boilers în principal. Da? Ok. Uite, un loc prost, dreapta pompe. Ca, iată, doi aruncători, ca să nu spun unul, doi aruncători de forță, ies foarte departe, 180 de metri, cât ați ieșit voi, peste 170 de metri, da, cu nadă. Am pescuit chiar cu două spoduri, pot să spun. E, voilà. Deci ieșiți foarte departe și reușiți să prindeți pești. E, acum... Să mă înțeleagă și lumea care se află mai la început, așa, și poate nu numai. Păi,
Ia uitați, dacă nu erau aruncători ăștia în standul acolo, putea să fie Radu Reși de pe Marte. Dacă o aruncai la 100 de metri, ce făceai? Pescuitul în complexitatea lui e un cumul de facturi. Nu, da. Acum, nu o să, că dacă o să-l iau pe unul din piață și o să-i dau nada mea și o să-l trimit pe Tâncăbești, nu garantez că o să prindă pește. Nu neapărat în piață. Eu am văzut foarte mulți pescari care sunt la început și înainte să se informeze sau înainte, intră în lumea competiției. Înainte să-și facă o pregătire sau un număr de pești dați afară din apă, un număr de pescuitori. Tu vorbești general. Hai de intră competiții. Nu, eu nu vorbesc general. Eu văd ce văd pe bălțile de vezi, de concurs. Să luăm exemplul ăsta aplicat, că am plecat de rele. Dreapta pomp. Da. Păi fii atent aici. Și exemplu mai concret. Eu cu tine și cu Matea, dacă eram în echipă, acum în locul lor, corect. Păi nu câștigam niciodată sector. Nu se știe. Nu. Eu nu cred. Eu sunt de acord că e calitatea de a fi un aruncător. Da. Mai ales în locul, și în cazul ăsta. Păi am luat cazul ăsta. Câștigă net superior nazi. Da. Eu sunt de acord că în cazul ăsta, da. Asta am vrut să spun și cum să spun asta. Nu, eu nu vreau să te critic pe tine. Dar n-are nicio legătură, mă critici pe mine sau pe niciun producător. Păi nu, ce spun eu este în avantajul producătorilor până la urmă. Lumea trebuie să înțeleagă că... Repet, o nadă minune nu prea există și nici dacă este o nadă senzațională nu te poate scoate dacă n-ai și alte calități în anumite momente. Aici a fost aruncarea. În altă parte este, nu știu, pescuitul în clips, în altă parte e pescuitul la plaur, în altă tehnică, parte strategie, pescuitul în răzare. Sunt multe lucruri. Hai să nu ne dăm după cireș și tu știi foarte bine că sunt foarte mulți oameni și din cei care se uită, care încă ei cred că nada e totul. Adică nu, dacă nu e nada totul. Nici dar sunt care gândesc sunt, așa. Sunt. Și știi că lucrurile s-a trebuit îndreptate până la urmă. Că... Nu. Deci ne întoarcem iarăși. Pescuitul nu e tir cu arcul. Deci pescuitul este un cumul de factori. De la loc, poziționare, gândire, strategia de a-ți năti locul respectiv, de a-ți găsi poziția cea mai bună pentru pescuitul respectiv. Ce strategie de a nădi ei pe la 180 de metri au făcut? Tare curios. Clips. Da, cu spombul clips. Păi, altă variantă. Și se ducea spombul de se ducea plumbul? Da. Hai să spun, am nădit cu spombul. Cât am putut și chiar știi locul dreapta pompă care este în pantă. Nici n-ai loc. Nici să arunci. Spombul era ținut în palmă. Că altfel lovește bun. N-ați putut să vă alegeți să stați dacă vreți la pompe. Nu, asta a fost o greșeală pe care am... Băi, în general, dreapta pompe și pompe... Tot aia, sigur că da. Dacă ne alegeam la pompe, ne era mult mai accesibil. A, puteam să vă alegeți? Cred că puteam, că niciodată, mereu să... Nimeni n-a pus problemă. Dacă exact cum e cu pontonul zero și cu răpa. Păi da, și stăteai mai sus sau măcar dădeai drept, știi? Dădeam drept, aveam loc, era... Da. În fine, s-a întâmplat, am nădit cu spombul exagerat de... Cât am putut de... Să dăm, l-am clipsat pe distanța aia, după care din a doua zi am revenit pe clipsul ansetei cu montură, unde am avut cele mai multe prezențe. Deci ne-am mai... Să ai ce vrei să spui, că a ajuns spombul exact unde a ajuns la nu, seta nu, inițial am pescuit peste spomb. Inițial am pescuit peste spomb, vreo 20 de metri. Și după care s-au întors pe patul de nadă, cam așa, încerc mereu fiecare concurs. Clasic, da, logic, da. Clasic, pleci la peștele, târziu, da. pleci peste patul de nadă să aștepți peștele circumspect, după care când el începe să mănânce, cobori în patul de nadă, da. Deci au adoptat o strategie care, din punctul meu de vedere, a fost perfectă pentru locația respectivă. Nici nu aveau altă soluție. Încă peștele. Da, nu, și eu nu-mi amintesc pe Tâncăbești rezultat de acolo, decât o dată pe la o George Slave. Păi da, ten aproape. Adică nu... Nu numai ten, lua și românești și ten. Da, ten. Lua și românești și ten. Eu sunt de acord că cel mai mult te pozezi cu ten, fiindcă au fost cei mai mari. Da. Dar a prins un număr considerabil și de crapi atunci, George. Nu se aduna... Problema a fost de temperatură. Acum puteai să stai lângă mal cu ce vroiai tu. Știu, nu se apropia nimeni. Știu. Din cauza că tocmai o săptămână înainte fusese minus 2 grade noapte. Deci nu puteai să adunți o altă strategie decât pescuitul departe. Și s-au potrivit foarte bine. Noi am mai avut un rezultat anul trecut senzațional de pe stânga scăldătoare, în aceleași condiții. Nu de temperatură, dar cu un pescuit departe, în condițiile în care, datorită faptului că nu bătea vântul, două zile în toată zona nu a tras, noi am ținut un pat de distanță pe boiles, toată lumea s-a retras în paturi de ten la 60 de metri și când a început să mănânce peștele în a treia noapte, noi am făcut 300 de kg până la finalul concursului, adică în 36 de ore, ajungând pe locul 2. Am mai ținut 6 ore concursul, au recunoscut chiar George Slave cu Nicu, au recunoscut că îi băteam. Deci tot așa, pe un pescuit la distanță, dar cu răbdarea necesară și tactica necesară.
Deci da. Atunci contează și nada. Din cauza lumea a venit cu, absolut. A venit cu semințe în 40, 50, 60 de metri să aștepte pescuitul la timp, fiindcă nu trăgea crapă, dar nu trăgea la nimeni. Fiindcă nu mânca în clipa aia. Era ori între ape, ori, datorită condițiilor meteo, nu era dispus să intre într-o crenezie. Când a început să intre, am făcut 300 de kg în 36 de ore. Deci, compensezi. Da, și dacă tot vorbim de rezultate de anul trecut, cel puțin la Iohan, eu spun că, din punctul meu de vedere, cel mai important rezultat al lui a fost la Best Five, la Mr. Carpo Worlds, da. Unde, dacă nu mă înșel, n-a mai fost nici un pescuit de distanță, nu cred. Nu foarte mare distanță. Acolo a fost un pescuit mai greu. A fost un pescuit în agățătură. A fost un pescuit în agățătură și un pescuit, cum să spun eu, inteligent, zic eu, să cai, că-i vași zero, vași zero, dar vași zero... Acolo mare la început așa, dar acolo marea problemă, Iohan știe mai bine asta acolo. Asta a fost cea mai mare teamă mea când am ajuns. Știam că o să-ți dea mulți mici. Locul, da. Îți dau exagerat de mult pește și mi-am căutat chiar, pot să spun că până la finalul concursului cu două lansete, nu aveam un loc anume unde să dau, deci cu două lansete tot încă mai căutam anumite zone. Două le-am găsit de unde într-adevăr am luat 6 pești mari. Trei dintr-un loc, trei dintr-un loc, dar cu celelalte două lansete, cel puțin la plaurul din stânga, că știi poate configurația. Mai da, la plaurul din stânga, că știi configurația, renunțasem la tot. Deci nu mai aveam o lansetă, aveam numai în capul lui acolo. De ce? Că venea mic. Venea, scoteam pește după pește, între 7 și 10 kg, da. Parcă erau stas acolo, pe zone. Deci ca să ne întoarcem iar la boile și într-un fel, mă lovesc singur în tibie. Păi nu, să ne întoarcem la subiect. Să ne întoarcem la subiect. Boilesul nu făcea diferență acolo. Acolo luai foarte mult pește. Puteai să-i pui ce mărime vroiai, în ce fel vroiai, combinații de două pe fund, combinații cu snowman, ce vrei tu. Selecția a făcut-o doar de a-și găsi locul cu... Vorbim de locul vaș zero de Pătâncăbești. Exact. Aș ruga regia, dacă e atentă puțin la noi, să... De... Vorbim de vaș zero Pătâncăbești, unde, dacă nu mă înșel, avem și imagini de acolo. Asta vreau să spun, că locul fiind între doi plauri, cu apă mică și cu o linie de butuci pe centru, locul îți dă foarte mult pește. Pește de circulă între cei doi plauri. Da, foarte mult pește. Dar, datorită faptului, iarăși, că este apa mică, primăvara poate să-ți dea pești mari, dar vara nu e garantat. Tocmai din contră te aștepți să-ți dea pești mici. Deci, este foarte greu să prinzi locurile. Uite, primăvara poate să-ți dea. Uite la concursul ăsta care a fost acum tot pe 15, nu? Despre care vorbim? Pe cum care? Pe SBS. A, de SBS, da, nu cred că vorbești de trofeu care se strângă. Un pește și nu. Acum, na, deci a fost și un concurs mai scurt. Au luat doi pești mari. Au luat doi pești mari. Au luat doi pești mari. Da, au pierdut în fața la Avicola 1. Uite, care lucrul la tine nu s-a întâmplat. Avicola 1 când sincer, în concursul tău a avut Avicola 2 în concurs. Știu, tu știi, e un alt aspect care contează. Avicola Avicola 1, dar ce au făcut? Vara 0 n-a mai dat 5 pești mari. Nu, a dat 2. A dat doi într-o perioadă atunci, mai scurtă. Și atunci ce să spun? Păi e mai bun vara, înseamnă. Nu, a dat doi pești într-o perioadă mai scurtă. Hai să luăm toate condițiile, să ne întoarcem la variabile, da? Ai un concurs de 96 de ore, concursul Best Five. Bun. Da. Ai un concurs 100 de ore. 100. Ai un concurs... Anul ăsta mi se pare o zi mai lung, 120. Acum ai un concurs cu 3 zile. Iohan a luat pește și în ultima zi. Iohan a luat pește și în ultima zi pește mare. Iohan era pe primul loc de la jumătatea concursului. De la jumătatea concursului era pe primul loc, dar în ce condiții? În condițiile că nici celelalte locuri nu aveau mai mult de 2 pești mari. El lui era frică de Avicola 2, era un pericol. Despre ce discutăm? Da. Era frică de Avicola 2, era frică de Bradu, era frică de Pilhan. Sunt locuri care dau pești mari frecvent. Da? În condițiile de atunci s-a întâmplat ca el să pescuiască, adică s-a întâmplat, el a pescuit foarte bine locul. Adică a căutat exact zonele să iasă din influență, nădiri prearabile unde nu pescuia, doar să strângă peștele acolo și el să iasă în zone în care libere, nu era. Da. În zone libere. Stilul de a scoate peștele din agățătură, iar Iohan e un pescar care toată viața a fost fascinat de cum poți să păcălești, cum mai discutam noi când era mai tiner, Andrei, cu Sârbu, dacă ți-au ce aminte, cu tehnici de a scoate peștele din agățătură. El de ani de zile, el e fascinat de treaba asta, eu de fiecare dată când merg cu el încercăm tehnici noi împreună, de s-a blocat într-o buturugă, care ar fi cea mai bună soluție, tragi de el, îi dai fir. Deci discutăm de tehnici de a scoate în agățătură. Și acum, Johnny și cu Florin i-au pescuit și au pescuit și tot cu bilele mele, acum pe la echipa SBS. Și a ieșit pe locul 4 pe sector. În condițiile în care în ultimele 5 minute i-a devansat de pe locul 3, Bradu a prins o pește exact în ultimele 5 minute. Da. Ei prinzând un 13 și ceva în ultima dimineață, urcându-se pe locul 3. Poate că nu au o tehnică desăvârșită, nu știu, nu am pescuit cu ei, să spun.
Fiind și concursul mai scurt, poate dacă mai dura o zi, aveau șansa da, să, uite, să se impună. Vedem tehnica lui Johan de anul trecut în vară, de la Vai Zero și tehnica lui de scoaterea peșterii. În sfârșit, profit de pauză să vă anunț întrebările voastre, le așteptăm pe chat în continuare și ele vor fi centralizate și ne vor ajunge imediat pe masă. Zira, în continuare, scuze-mă, te-am întrebat. Așa. Și dacă vorbim de tu ai vorbit de Midcarp Awards, un concurs extraordinar cu prezențe de valoare în concursul pescari din Anglia, Frank Warwick, Rob Hughes. Noi mai avem un rezultat extraordinar anul trecut, nu prea a fost el mediatizat. La Cupa Seniorilor noi am reușit să facem, să realizăm, eu împreună cu Johan, cu Nicu Dinescu, cu Gabi Viteză, am fost echipă de patru cu schimbare. Am reușit recordul pe Tângăbești pe 72 de ore. Noi la dreapta Bradu am luat 900 de kilograme. Este record de săvârșit pe 72 de ore. Deci mă repet că am mai fost o dată o discuție cu 96 de ore recordul lui Mitrănescu. Da, de pe Monton Vernescu. Este de 96 de ore. Noi am avut de 72 de ore recordul pe Tângăbești, 900 de kilograme. A fost 900 și un pic, 500 de grame sau un kil, ceva din ăsta. La fel, comedie foarte, foarte frumoasă pe primii 7 pești, peste 100 și ceva de kilograme, cu captura din concursul respectiv 19.830, salonta de 19.830. Deci, și ăla a fost un concurs foarte frumos, 111 pești, deci am o medie peste 8 kilograme. Am pescuit tot la plaur, tot în condiții de agățătură, am pierdut vreo 30 de pești, recunosc, în total, fiindcă era foarte greu. La plaur e foarte greu, bătea și un vânt de stânga. Având plaurul pe dreapta. La fel și acolo am folosit un alt tip de strategie și pot să spun că și ne-a dat rezultate. E, hai să te întreb atunci, să vă întreb altceva. Ce concurs vi se pare mai greu? Unul de cantitate sau unul de pești mari? Păi, în condițiile Tâncăbeștiului, un concurs de pești mari mi se pare foarte greu din punctul de vedere al tragerii la sorți. Dacă tragerea la sorți spune exact cineva câștiga. Sau zona în care se va câștiga. Eu am curaj cu tine, Andrei, care vorba aia cunoști tu foarte bine Tâncăbești, tu să-ți garantez că acest concurs cu 5 pești îl va câștiga în permanență spatele. Deci partea de la Vicola 1, Vaș 2, până în spate la Pilhan. Eu am curaj să pun pariu ori toate concursurile din România de anul ăsta. Da, pentru că, din păcate, nici plaurul din față nu mai e cum era el odată. Dacă nu mai e, mult mai subțire. Poate să producă o surpriză. Deci am asistat chiar acum, a fost un concurs de debutanți pe Tâncăbești și am văzut, venea vântul exact dinspre coada bălții din dreapta și eram chiar pe băieții de pontonul Naie și Sec și am văzut, au luat niște pești foarte frumoși. Dar de câștigat a câștigat? Tot Vaș Zero. Nu, a câștigat Vaș Zero în condițiile în care ei și-au scos captura. Și-au scos captura, da, de acord. Dar, per total, câștigătorii... Nu, per total, la concurs. Cea mai mare cantitate ar fi avut-o Naie. Ar fi avut-o ei dacă nu scădeau captura. Și ce am mai observat eu? Mijlocul bălții ăsta pe acolo, pe la Salcie, pe la dacă... Salcie de pești mari, asta vreau să spun. Pe mijlocul lacului. Eu cred că la un concurs de 120 de ore... Dar, să revenim la întrebarea inițială, eu am curat să fac pariu cu tine că totuși spatele are mai multe șanse. Într-adevăr, Salcia. E un loc care dă pește mare. Scăldătoarea, tu știi foarte bine. Stânga Gorgan. Da? Deci sunt trei locuri din mijloc, din centralul bălții, din actul central al bălții. Pe capătul ăsta, Naie Sec și cu ponton 1, la fel, au șanse mari, reale. Dar e foarte greu să ții... Stânga Gorgan poate să producă iar o surpriză. Stânga Gorgan, păi am spus în axul bălții, l-am pus în axul bălții, vis-a-vis de Salcie și de... Da. Și de tocmai de știu, așa e, dar tocmai de aceea anul ăsta o să, mă rog, o să premieze, o să luat și locurile 2-3, o să fie și 3 sectoare. Ca să... Adică o să sectorizezi, da, ce să faci, dar tu ai fost luată la Maldina, apropo, cât a fost oricare clasică. Cum să nu, n-am fost, ai uite. Păi și auzi, dacă la Tâncăbești, uite tu măcar ai pus pe niște degete, niște locuri, da. Că la Maldina erau două. Așa e, așa e. În 200 de echipe. Așa e, așa e. Stai puțin. Așa e, așa e. Stai puțin, nu? Așa e, așa e. Da, știi. Corect. Ăsta e, mă rog, ăsta e pescuitul la... Da, ăsta mai ales la pește mare. Dar nu mi-ați răspuns. Care e mai greu? Cantitate sau calitate? Calitate, nu? Și tu zici la fel? Și eu zic la fel tot. E mai greu calitate. Mult mai greu. Oricum, până acum, concursurile gen calitate combinat cu cantitate, mi s-au părut cele mai echilibrate. Da. Și cu sectorizare. Și cu sectorizare. Mi s-au părut cele mai echilibrate. Acolo erau șanse ca o echipă să prindă mai... Din ce văd eu pe la cupele astea, mai ales pe la Tâncăbești, s-a mai renunțat la el. Nu, s-a renunțat din altă cauză. Eu chiar am vorbit cu Vlad și am spus... Și dorește o promovare pe pește mare. Și nu mai vrea să mai țină atât de mult peștii la sac.
Și asta e adevărat. Da? Dar eu am zis că anumiți pescari sunt dezavantajați, adică pescarul care, știi și voi cum sunt locuri unde nu iei pește mare, dar e un pescar care îți dă pește afară, ăla e un pescar dezavantajat, pentru că ăla poate urca și el pe un, unul la cantitate și făcea un 5-6, urca rezonabil pe un, pe un loc 2-3 pescător. Pe când așa dă de un vaș 3 care nu dă pește mare sau cine știe ce loc și prinde scoate 500 de kg de pește afară. Degeaba. Degeaba. De asta eu am susținut mereu concursurile astea calitate-cantitate. Eu pe vaș 3 am avut la primul Best 5 un singur pește de 14 kg, o stanță de vreo 11 jumate, nu zic că sunt perca, dar am scos vreo 700 de kg din apă. Da, am înțeles, dar știi ceva, hai că totuși vorbim... O emisiune de, până la urmă, de crab, nu e emisiunea tâncăbești.ro. Știi? Așa, adică, așa. Hai să intrăm puțin și în, să mai generalizăm puțin lucrurile. Am și o întrebare interesantă pusă de Radu G pe chat, pe care am să vă adresez imediat și am să ți-o adresez mai cu seamă ție, Radule. Dacă tot mergem și pe alte bălți, vreau să ajungem și la Corbu în seara asta, pentru că intempestiv mi-a venit o informație chiar acum și, mă rog, sursa e serioasă. Se pare că s-a stabilit gazda campionatului mondial din 2014. Cred că vă gândiți la... La Corbu. Da? Ne gândim tot la Corbu. Da. Așadar, în premieră la emisiunea noastră, se pare că în 2014 campionatul mondial va veni iar la Corbu. Anul ăsta e în Portugalia, la anul o să fie iarăși în România. Dar hai să mă întorc la... O să ne vorbim mai târziu de treaba asta. Deci, Radu G te întreabă așa. Vă întreb așa. Ingredientele scumpe și exotice, în ghilimele, mă rog, probabil rare, vreau să spun, din compoziția anumitor boilesuri, țin de cunoștințe reale, țin de nutriția și digestia peștilor, sau e vorba pur și simplu de snobism? Întreabă Radu G. Eu ca să... Și, eu zic, și știi ceva? Intrăm în subiectul emisiunii noastre până la urmă cu ajutorul ca Radu să... G. Ca să încerc să înțeleg ce a vrut să mă întrebe, probabil că a vrut să mă întrebe de Green Lipped Mussel, de Belacean. Da, sunt mai multe ingrediente. Betaina nu e un exemplu, nu e scumpă, în primul rând, și o găsește în farmacie, se folosește pentru digestie. Farmacie e scumpă, dar am spus și da, nu e scumpă. Tu știi foarte bine, este un acid, este un acid care se folosește pentru digestie. El într-adevăr... Mai sunt elemente scumpe, Radule, știu eu, uleiuri esențiale, mai sunt, da? Exotice. Să ne referim pe exotic. Ce ulei esențial de da, de piper se face și aici. De inibahar nu e de... Cred că nu se referă la asta. Cred că s-a referit efectiv la Green Lipped Mussel și la Belacean. Eu așa văd întrebarea. Încerc să-i răspund sau nu numai de asta. O să încerc să fac o... Să spunem că noi cei care ne-am apucat să facem boilesuri, eu pot să fiu destul de sincer și Andrei e martorul meu, noi am învățat în 2004 să facem primele rețete de boiles. Corect. Lucrând prima oară exclusiv pe rețetarele ingredientelor care veneau din import, în speță din Anglia, noi lucram pe mixurile producătorilor din Anglia și cu componentele lichide și îmbunătățirile pe care le făceam cu extractele naturale. Tot de acolo. De acolo. Și asta a durat ani de zile. Și asta a durat ani de zile și acum se folosește. A durat până, dacă nu mă înșel, memoria nu mă înșeală, până la finalul anului 2007 și iar din 2008 au început să se implementeze producția autohtonă. Autohtonă, excepție făcând tatanițul cu latere de porumb care îl facea el de la început. Ăla e singura excepție. E singura excepție. Da, corect. Bun. Și acum tind să cred că 90% dintre producătorii autohtoni folosesc câteva din aceste componente exotice, adică GLM-ul și belaceanul. În speță sunt două extracte care nu sunt pe piață și nici nu există niște lucruri asemănătoare. Dacă de la scoica cu buză verde se poate face un extract de scoică asemănător, care se pare că este un atract, deci în afară faptul că e un extract natural cu, ca sursă nutritivă, e un atract foarte bun și păi stai puțin, scuză-mă că te întreb. Asemănător, neasemănător, omul te întreabă dacă e snobit sau trebuie să fie. Ce să o mai lungim? Asta e întrebare. Adică tu la asta să răspunzi, nu că e asemănător și neasemănător. Nu poți să o înlocuiești, iar eu în boilersurile pe care le fac, eu simt nevoia să folosesc lucrurile astea. Păi asta e întrebare. Mi-au dat rezultate și tind să le folosesc. Nu e snobit, părerea mea. Atunci asta e să te iau eu mai departe la, continuă la întrebări. Da. Păi ai încercat și fără să vezi diferența? Da. Păi asta e de fapt interesant. Am încercat și fără. Ai încercat și fără în paralel? Nu în paralel, în concurs, mai rău. Mai rău. Și? Da. Ai simțit? Da, rezultatele nu sunt. Adică
Ce ai făcut ca să înțeleagă lumea? Ai încercat să faci niște boilersuri mai ieftine și să mai lungim, nu? Da, sau am încercat să fac niște boilersuri mai și nu că niște boilersuri mai ieftine. De nu? Foarte multe ori s-a întâmplat, uite, Iohan e martor și chiar în el știe foarte bine, de foarte multe ori nu găseam ingredientul pe piață. Deci și acum 2-3 ani și anul trecut, deci de, începând de anul ăsta, eu de când m-am apucat să fac linia de boilersuri, eu am folosit ingredientele de la același producător, dar nu prin intermediul magazinului în România, folosesc aceleași ingrediente, dar pe piața anul trecut găseai pauze de 2-3 săptămâni și trebuia să mergi la concurs. Ce făceam? Nu prea aveai de unde să înlocuiești. Și ca să iei o firmă mai ciudată, ca să nu spun mai necunoscută, da, mai bine renunțai de tot. Și nu avea același rezultat. Nu aveau aceleași rezultate. Noi totuși suntem niște pescari, cum să spun eu, care ne adaptăm pe foarte multe locuri de concurs și scoate rezultate. Chiar cu Iohan aveam o vorbă când picam pe locuri proaste, încercăm să le scoatem de la anonimat. Da. Înțelegi? Dar, într-adevăr, eu cred și sunt convins de ceea ce spun că am înțeles. Este nevoie de un astfel de ingredient. Domnul Radu G., ați primit răspunsul, de aș vrea acum să-l întreb pe Iohan dacă el a simțit vreodată, clar, adică, mă rog, nu e nimic clar în pescuit, dar a fost spre convins că, cum să mă exprim eu, să nu mă exprim că nada te-a vândut, să nu mă exprim golănește, dar că simți că nu poți să prinzi pește din cauza că n-ai ceea ce trebuie din punct de vedere al nadei. Nu vorbesc de fire, nu vorbesc de aruncare, nu vorbesc de tehnică, de nimic. Da. Că n-ai nada aia care îți trebuie în momentul ăla. Ai simțit vreodată treaba asta? Da, am simțit vreodată. Eu am și o problemă psihic, mai ales când... Bine, toți avem la pescuit. Când vorbesc, după cum știu, eu pescuiesc numai cu bine lui Radu, de când l-am cunoscut. Am avut la un concurs pe Tâncăbești și nu mai mi-aduc aminte la acela, un open, la... Eu am o problemă mereu când aduce bilele, le iau, le desfac, mă uit la ele și m-am uitat și el râdea. Și am zis, ai făcut ceva. Zic, asta nu e bila pe care o știu. Deci era ceva, a început să râdă. Că n-am avut aia, dar stai liniștit că în momentul ăla eu deja eram demoralizat. Eu, și el știe, eu mă opresc bile vechi. 5, 6, 7 kg, am concursuri în care pornesc. Bine, lasă factorul psihic. Eu spun concret dacă n-a tras peștele din cauza aia. Și atunci... Că poate tu, după aia ai și influențat toată, ai compromis partida, că erai flashcait, ca să spun așa. Am avut atunci, nu? Chiar am avut o problemă. A recunoscut-o și Radu și a zis, băi, n-am găsit de aia, și așa mai departe. Și nu știu dacă a fost întâmplare, ca să spun, dar eu atunci am dat vina pe... Pe nadă. Hai să, de fapt, Radule, să ne întoarcem. Când am fost la Armada Vlăsiei? Ieri, alaltăieri ne-am întâlnit pe Moara Vlăsiei. Da, da. Alaltăieri, sincer să fiu, mi-a și venit ideea emisiunii de astăzi. Corect. Așa? Alaltăieri, când am asistat amândoi, adică tu ai asistat mai pe final, eu am asistat mai de dimineață, la o mică întrecere între Soare și Claumar. Da. Întrecere care face și subiectul unui film aici la PPTV. Boilers versus porumb, unul a pescuit cu mămăligă, cu năditor și cu bobițe, cu, ai văzut, cu popapuri și cu boabe și cu spumă și cu bla 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 și cu plastice, cu Enterprise, celălalt numai cu boilersuri. Cu boilersuri și cu snowmen. Și da. Unul a nădit cu bulgări și unul a nădit cu, mă rog, cele două stiluri pe care mă gândesc că cei care ne urmăresc le știu foarte bine. Hai să nu, până la urmă să nu devoalăm noi sau să devoalez eu finalul experimentului și finalul între zi challenge-ului lor pe care îl și vedem acum în imagini. Sunt imagini de alte, uite, de acolo, de la Claumar și de la Sani. Dar noi atunci, adică tu mai mult ai început să glumești și ai spus că ceea ce spuneai și mai devreme la oamenii despre Pași Zero, lasă, domne, că uite la cât pește aici, aici arunci și cu piurițe și cu orice, dai mâncare și prinzi. Dai mâncare și prinzi. Da, aici nu mai contează așa de mult. Pentru partide scurte nu mai contează. Pentru partide scurte, nu contează nada, părerea mea. Păi, și de fapt, dragii mei, acum ajungem în subiectul emisiunii de astăzi și e foarte bine că ai spus pentru partide scurte. Hai să vedem ce înseamnă o partidă scurtă, ce înseamnă o partidă lungă, ce înseamnă să fie pește mult, ce înseamnă să fie pește puțin, când trebuie să pescuiești la boilers, când trebuie să pescuiești la mămăligă și la plastice, problema care e mult mai ieftin, ce să o mai lungim. Absolut. Da? Păi, l-ai văzut pe Matea ce făcea cu bananele, nu? Da, am văzut tare. L-ai de văzut? Tot. Da, a fost tare. Prindea tare. Bun. Cu cele trei modele de bani. Hai să luăm punctul aici. Moara Vlăsiei. Uite, da. Până la urmă o întrecere de asta, boilers porumb, nu e foarte relevantă, deși, hai că am zis eu că nu devoalez, dar mie mi s-a părut că
parcă a câștigat puțin Boilescu și parcă a luat mai mari puțin. Dar oricum a luat și la partea lansare din stânga, a luat tare, ce să mai. Deci a luat tare, tare la porumb și foarte tare la... Eu spun că pe Moara și s-a dovedit și în, și în concurs. Bine, scuze-mă, nu spune de cupa ieri, aia cu nu, pe vorbim de când începe treaba. Când începe treaba. Da. Eu zic că pe 12 ore, singura selecție pe care am văzut-o și eu pe Moara îl face calitatea peștelui. Adică am observat clar. Dacă e mai mare. E mai mare. Deci am observat clar. Ca număr de bucăți, poate ești pe acolo, poate ești puțin mai sus cu Boilescu. Un Boilescu de calitate contra un altă de calitate, că n-am văzut altfel. Deci îți spun ce am văzut eu personal. Păi da. Pe 12 ore se cam ține porumbul după el. Se cam ține porumbul, se cam ține ground bait-ul după Boilescu. Da. Dar după ce treci de grila de 24 de ore, chiar și cea de 36 de ore, deja se taie de tot ground bait-ul. Da. Nu mai are valoare nutritivă. Ba, ok, ajungem și la asta. Dar hai să vorbim, bă, până la urmă, multă lume pescuiește de până în seara. Și mai sau de pozipalt. Absolut. Hai să fim serioși că asta e majoritatea. Absolut, absolut. E bun. Și atunci, te întrebe pe tine. Boilescu de care vorbeam și ne întoarcem la discuție imediat după ce să luăm o pauză. Boilescu nutritive, boilescu de calitate, boilescu făcute, cum să spun, homemade, homemade în adevăratul sens al cuvântului, absolut. Nu făcute homemade să le vinzi, ca ajungem și la nu. Cum să spun? Până la urmă, cum să spun, lumea că ar trebui că ar trebui să aibă vorba niște repere. Nu și niște instrucțiuni de folosire până la urmă, adică absolut. Știi, Moara Vlăsie, mă duc de până seara. Da. Păi îmi fac boilesuri care, uite, vorba lui, boilesuri de snob cu 800 de mii kilogram. Nu știu, că ale mele astea așa de scumpe, de-aia nu știu de care s-a redat 800 de mii, dar în fine. Păi nu, dacă te-ai pus să-ți faci singur și să cumperi în doze mici, știu eu, toate ingredientele, păi te costă. Da, că te costă și mai mult. Și mai mult, nu? Te costă și mai mult. Depinde ce-ți dorești. Depinde ce-ți dorești. Sunt mulți pescari care își doresc să prindă mult deocamdată. E primul pas al vieților de pescar. Să prindă mult, în orice condiții, în orice fel. Și atunci, și într-o limită a bugetului restrânsă. Da, probabil că aceia sunt pescarii care ar trebui să folosească ground bait, să nu se hazardeze. Da. Sau decât să-ți cumperi trei boilesuri, mai da, bine... Da. Din punctul meu de vedere, scuză-mă, Moara Vlăsiei nu este exemplu elocvent, că dacă dai la boile, și mari. Nu e. Nu e. Păi nu zice... Păi n-am luat matea bucată la banane, n-ai văzut? Păi știi boile era, nu era ceva și ai zis, e baro. Păi dar nu era boile. Ai zis 14, dar avea 10. Dar era frumos. Era frumos. Era bucată și te poate să confirme matea aici de față, că am mai luat încă 3 bucăți mari. Păi eram și eu acolo. Nu, după ce ai plecat tu, a luat 15, păi 17. Păi tu ai plecat înainte, după alte. Păi m-a sunat. Te-a sunat, da. Am luat 15, 17 bucăți. 15, 17. Da, la banane și la banane coaptă. Da, mă. Și ai zis că bine alea 3 care ai lăsat. Nu mă, grumă, dar matea acum ai asistat și tu cu un bine. Da, era vorba de o bilă de 20. Nu, eu am asistat la altceva, ceva și mai tare. Ce, ia, la ce? Când ai pus tu banană pe lasete la un prieten al nostru și ai prins și acolo. A tras? A tras. Dar nu era bucat. Nu era bucat. Nu, dar a tras. A tras. Păi bun. Și acum vorbim serios. Păi uite, că până la urmă cu o bilă colorată și frumos bilosită. Și banana e ceva exotic. Păi nu, era o... Și banana e ceva exotic. Păi era ceva efectiv ca un pop-up. Da. Care stătea pe fund. Da, corect. Păi uite, și... Ei. Păi asta spun. Da, nu-ți dă... Cum să spun eu? Nu e... Deci e, ăla e un boilers. Până la urmă te-ai întrebat boilers ground bait. Hotărăște-te. Păi e boilers. E boilers. Ne place la boilers ieftin? Acum cum? Da, sau da. Cum? Vreau bun, să... Hai să nu, vreau să cum? Vorbim da. Boilers ieftin, boilers scump. De acord. Deci acum, doar nu avea forma rotundă. Contează efectiv și asta, că ground bait-ul strânge peste mai mult, tu știi foarte bine, împrăștirea aia de semințe și strânge. Și cu plumbul gol și că... Da, e altceva, dar e un alt stil de pescuit. Lumea nici nu înțelege care e diferența deocamdată. Okay, e un amestec de noțiuni. Și, și pe noi, recunosc, ne-au destabilizat cei care au prins cu ground bait și ne-au omorât pe la concursuri. E, voilà. Emil Paraschibu. Hai că ajungem și acolo, dar... Ne-au destabilizat un pic. Am început de 45 de minute, vă propun o scurtă pauză, câteva minute, și apoi ne întoarcem cu problema asta, boilers ieftin, boilers scump, ground bait versus plumbul gol. Da. Și de ce nu? Lumea e curioasă să afle care sunt aia doi producători din România și restul... Băi, aia e afirmația ta, nu mi-o pune mie în gură. Ba, da. Aia a fost afirmația ta. N-ai afirmat nu, ceva? Nu. Aia a fost afirmația ta, mi-o pune în gură. Eu am fost de acord cu tine, la ea. Dar a fost afirmația ta, să dăm cezarul cercet. Tu ai spus, păi mă compar eu cu voi, cu tine și cu X. Nu, nu. Ai spus, care voi faceți de alea de competiții. Corect. Exact așa a fost afirmația. Este afirmația mea de alalte. Da. Dar eu recunosc, adică promit că am auzit-o de la cineva ca aparținându-ți. Că ai fi spus tu mai de mult.
Da, e posibil. Înțelegi ce spun? Că de-aia adică contextul n-am scos eu din senin. Bun, contextul e posibil. Eu te ciupeam. Eu am înțeles. Dar eu am auzit că așa ai fi spus tu. Acum că ai zis că n-ai zis, eu am dat-o, știi cum e, ca la cancan. Am înțeles. Da, hai să vedem dacă e adevărată sau nu. Da, hai să o mai ținem puțin. O ținem un pic și o băgăm după aia. Ok. Una dintre regulile de bază în alegerea locului în pescuitul pe apă rece este să nu faci experimente. Trebuie să-ți alegi un lac pe care îl știi foarte bine și un loc pe care îl știi foarte bine pe acest lac. Asta am făcut și noi în partida de astăzi. Am venit pe Dincăbești, un lac pe care am mai pescuit și am ales un loc pe care am avut întotdeauna rezultate. Pentru partida de față și, în general, pentru orice pescuit de apă rece, fie că vorbim de primele zile după dezgheț, fie că vorbim de ultimele zile înainte ca apa să înghețe, pentru partida de astăzi, deci, avem o nadă bazată pe lucruri foarte, foarte mici și foarte moi. Probabil că vi se par cunoscute aceste drumuri, aceste peisaje. Suntem din nou la Peritrava.
cupe și medalii. O să producă și un boilers în toamna asta, o surpriză noastră care o pregătim, okay. Special pentru pește mare. Ok. Tata, unde, până la ce punct vorbim de eficiență, de la ce punct încolo intervine comercialul și cât de mult, până la urmă, cât de mult din punctul vostru de vedere, desigur că am și eu aici un punct de vedere, dar va fi în fața voastră normal, cât de mult strică comercialul nadele de crapă? Deci, prima oară și prima oară când am început să studiez politica nazilor, existau două mari curente și în Anglia pe tema asta, gândindu-mă că ei au 30-40 de ani experiență înaintea noastră pe domeniul boilersurilor. Shell Life Homemade. Deci boilersurile de care stau în pungă în magazin pe raft 6 luni, un an, doi. Exact. Și boilersul homemade, boilersul făcut proaspăt pentru pescuit. După care mai sunt câteva aspecte legate și de partea comercianta, de partea comercială a lucrurilor, producător, intermediar, magazin. E, același lucru se întâmplă și la o bucată de carne care se revinde de 3 ori, o să aibă alt preț față de cea pe care o cumperi direct. Calitativ, e clar că la un moment dat anumite componente din boile sunt foarte importante, pe termen lung. M-ai întrebat de boilersul de 12 ore și boilersul de 72 de ore. Sunt două boilersuri diferite. Boilersul de 72 de ore funcționează și în 12 ore, boilersul de 12 ore nu va funcționa niciodată în aceeași potențial în 72 de ore. Este clar. E adevărat. Scuze-mă că până la urmă, înainte de pauză, vorbeam de partida făcută ieri la Moara Blăsiei cu... care totuși a fost o partidă de două zi, așadar reușită. Ne aflam la prima categorie. Da. Scuze-mă, deci ce se întâmplă când mai stăm de fapt încă vreo 2-3 zile pe baltă, că totuși noi n-am ajuns ca pescarii occidentali care stau, ai văzut, și tot lună. Și tot lună. Din cauza că ei caută un pește, da. Într-o densitate foarte mare de apă, că dacă ar avea atâta pește, în ce n-ar rezista o lună? Iar lua cu 1-1-2. Da, clar. Mai este un lucru pe care nimeni nu le ia în considerare și un pescar trebuie să gândească la condițiile de concurență de hrană. În condițiile în care e singur pe baltă, poate să dea cu boile 112 ore 10 ani în continuu și o să prindă în continuu. Din cauza că într-un loc ca Moara Vlăsiei cu densitate extra populară a bălții, niciodată nu-i va mânca același pește, boilersul respectiv. Dacă nu-i va plăcea, nu-l va mai mânca, dar va veni în continuare altul. Și altul. Deci în condiții de concurență se vor schimba lucrurile. Boilersul de 72 de ore va avea o putere necesară să-l țină ca în prima zi, dacă nu și mai bine. Noi am avut exemple nenumărate în concursuri în care îți mănâncă din ce în ce mai bine pe finalul partidei, adică când peștele îi dă de gust. Calitatea nutritivă a boilersului îi place foarte mult și îl ține acolo datorită faptului că are boilersul tot ce îi trebuie. Nu-i face rău, nu-l arde, nu are coloranți specifici și conservanți specifici. Noi ca oameni ne-am obișnuit, noi aproape 99% dintre mâncărurile pe care le cumpărăm conțin conservați, noi ne-am obișnuit. Un animal sălbatic e altfel, e mai circumspect la o informație chimică în apă. Lucrurile astea nu le spun eu că le știu eu, că m-am gândit eu că așa ar trebui. Nu, lucrurile astea sunt demonstrate în an de zile de cei care au început primii să producă boilers și sunt la un nivel mondial de produs boilers și se chinuie să scoată un boilers cu cât mai puțin conservanți ca să poată să-l pună pe un raft. Ceea ce nu este cazul în România, unde toată lumea la început și mai folosesc și ei ce mai găsesc, ce li se pare lor că s-ar potrivi. Nu au o rețetă, cum să spună, constantă. Sunt N producători de piață care are unui boile sau aceeași produs este într-un an, într-un fel, într-un an, în alt fel. Eu de asta m-am apucat să fac propriile boilesuri. Uite că Bill Cottam de la Nutrabytes a fost întrebat pe tema asta. Mă amintesc un interviu cu el, să știi că acum am picat fisa. De ce nu semănau, nu știu ce, mă rog, ce Technic Spice sau ce boilers? În 2005 cu 2006. Culoare. Da, un exemplu. Știi ce răspuns a dat? Ce? Nici bananele nu sunt la fel una cu alta și fiind un produs natural, normal să nu semene. Păi, e un director. E un director de brand. E bună? Sună bine. Așa. E un director de brand. Da. Sună bine, dar... Da. Și scuze-mă, dacă te-am întrebat, hai să-l... A venit o întrebare pentru Iohan de la Cipri. De pe chat,
cum ar aborda Iohan un concurs de crap la care s-ar schimba locurile din la 24 de ore și ce moment ar folosi. E legat de subiect, dacă stai să te gândești. Acord. Deci locurile schimbă din 24 de ore, ce moment ai folosi? Deci asta, în funcție de baltă, în funcție de locul care sunt, eu pescuiesc foarte mult și pe grumbaiți, nu neapărat pe, numai pe boilers, dar într-o partidă de asta, de exemplu, cum e trofii sau cum sunt concursurile pe moară, te schimbi zi de zi, nu fac o nădire mare cum o fac de obicei, pescuiesc destul de izolat, în orice caz, în funcție de, locul pe care, am căzut, îmi aplic strategia. Adică am căzut pe un loc unde am pește mic și trebuie să dau cu grumbait. Folosesc acolo, nu nădesc, deci nădesc foarte puțin. Merg pe un loc unde știu că mănâncă peștele pe boiles, să-mi fac o nudire rapidă de, cu câteva kilograme de, boiles. Foarte grupată și exactă și mă leg funcție de... Scuze-mă, ce înseamnă câteva kilograme de boilers? Hai să o luăm punctual și spun de ce. Pentru că Silver ne întreabă pe chat, uite, aici, cum ai aborda o partidă de 24 de ore? Practic, e o porțiune din ce vorbim acum. Dacă ai pescuit cu boilers și cât ai nădit? Deci nu câteva chile. Cât nădești pentru 24 de ore? Pentru 24 boilers, dacă ai dat numai cu boilers. Boilers, de exemplu, am dat în concurs și 7 kg de pentru 24 de ore. 24 de ore. Am dat deci și 7, tatea peștelui și care începe să îți răspundă, îți spune cât să-i dai. Păi asta, e răspunsul. Vorbesc pe... am făcut chestia asta pe o baltă camoara Vlăsiei. Da. Unde după ce am făcut nădirea asta, după 4-5 ore, efectiv, s-a urcat peștele pe mine. Noi avem o vorbă, pune picheții pe mal cu vârful la apă, că să nu te trezești cu instant. Am înțeles. Se întâmplă și asta la nărdiri masive noi. Trebuie să anticipezi și ce se întâmplă. Iohan e un pescar de feeling, simte mereu ce se întâmplă și pe baltă. Dacă peștele trage frenetic, mănâncă frenetic, cum e înțepat, spre în gât, mănâncă tare, îi place, nu e în colț, în grupul cum e afir, cum o bine. Exact, cum pleacă. Sunt niște informații, e un pescar de instinct, el simte imediat. Stai că mă să leagă întrebările atunci. Bun, ok. Dar uite, el a spus că pleacă dintr-o nădire masivă. Tu ai spus, și eu aș fi de partea ta aici, mai vezi și cum ce se mai întâmplă în cele 24 de ore. El se referea că discutam despre niște locuri pe care le știam, despre niște bălți care știam ce se mănâncă, ce s-a prins cu o zi înainte. Hai să admitem că nu cunoaștem nimic. Hai să ne ducem pentru prima oară pe o baltă. Da, și treaba asta, să știi că am văzut-o la mulți pescari, la foarte mulți. Uite, și poate și dintre cei care ne întreabă, cu câte kilograme de boilers nădești 24 de ore? Eu cred că mulți au senzația că năditul presupune ce? În ora 1 din cele 24 arunc 7 kg, cum spune Iohan, în apă și apoi mai stau 23 de ore să prind. Eu cred că pentru mulți să știi că așa stau lucrurile. Dar nu mai râde. Așa e, sau da, 3 așa kg sau 2 kg. Adică la început nădim... Eu am pus să spun că... Știu și pescari de pescare de competiție care intră în prima zi pe gârlă fără să-și dea seama dacă poate, că sunt zile pe toate bălțile mari. Așadar, sunt zile care mănâncă bine și zile care nu mănâncă. Așadar, Silver, despre întrebarea ta discutăm acum. Hai că încep eu acum cu răspunsul. Eu niciodată, deci de când mă știu eu, bun, am avut momente când am decis să rădesc puțin tel mai mult la început. Să dar portez, cum să spun? Dar nu la început, pe seară. O seară spulceație. Păseară. Îmi place și acum. Dar hai să spunem că seara e început. Dar eu dacă să spunem, după o baltă 24 de ore și am 7 kg de nadă, da. Și eu dacă zic, hai să nădesc tare la început, păi nu știu, nădesc cu 3 kg, că oricum 4 le țin vorba ta, începe să tragă, să începe să dau, nu? Corect. Să te urci pe el. Da sau nu? Da. Asta, cum să spun, eu zic că asta, trebuie spusă. Că... Uite, eu cu Iohan noi aveam o tehnică, se numea tiptil. Înțelegi ce însemna? Deci, dau un exemplu. Noi, cele mai mult, în ultimii doi ani, noi partide împreună de plăcere, am avut, cred că, 3 sau 4, nu știu dacă pot să le număr pe degete. Nu ne-a permis timpul, fiind la foarte multe concursuri. Și atunci noi avem o tehnică, noi spunem tiptil. Hai mă să începem tiptil. Asta ce înseamnă? Înseamnă că plecăm de la 100-200 de grame pe fiecare lansetă, după care la fiecare reîmprospătare, care poate să fie la o oră sau la două ore, îi dăm aceeași cantitate. Între, îi mai dăm 2-3 bile. Cum îl simțim? Dacă peștele răspunde, începe să răspundă, ne hotărâm împreună, sau și bine, acum nou, acum
Alea... Acum, în echipă la el, se hotăresc împreună. Hai să mai dăm un pont vechi. Da. Alea două, trei bile de între, alea poate să aibă și un rol acustic, ca să spun exact, așa, neapărat. Exact, exact. Deci da? Au, e o tehnică, da. E o tehnică da. De stimulare. Sârbul mai trăgea și de fire, dacă tu aduci aminte. Da, da, da. Pe sistemul de la undiță. Da. Sunt da. Foarte mulți la undiță, bine, care bine. Agită foarte puțin mult viermele. Mișcă, da, mișcă, da. Noi la crap mai trăgeam un pic de vire, da. Când fundul, fundul apei ne permitea. Era la hobaia și era tare. La hobaia da. Și era tare, era luptare. Da, mai spuneți... se mai ridicau lorișorii de la solubile, mai făcea ceva. Tot ai adus vorba de zgomotul. Am avut o întâmplare, nu știu dacă, dar pentru mine atunci chiar am discutat-o foarte mult cu Radu. La Sărulești? Nu la Sărulești, la... și la Sărulești a fost la Sărulești cu markerul. Cu markerul. Dar la... am avut pe Tâncăbești o chestie, a venit o ploaie, ceva torențial, exact ca și cum ar cădea în apă sumedele de boile. În da. Momentul ăla ne-au plecat trei lansete. Că la începură pe alea, trrr, deci în secundă au plecat trei lansete. Atunci au plecat trei lansete. Iar la Sărulești, cu markerul. Cu markerul de două ori s-a întâmplat. Bă, vă spun și eu două. Am văzut cu ochii mei în Franța, la campionatul mondial din Franța 2009, când Africa de Sud făcea treaba asta cu un plumb tip bilă. Deci dădeau foarte departe. N-ajungeau să ne dească cu nimic. Eu cred că în 2009 nu știu dacă erau spomburi, dar parcă nu le-am văzut. Erau, dar nu erau acolo. Asta era, dar nu... Erau. Bă, nu știu. Cu Cobra n-ajungeau. Pentru că nu vreau cu spomb, că era apă mică. Trebuia să ajungă cu Cobra, să vezi. Bă, și dădeau cu plumbul ăla rotund. Și când cădea la... Nu știu, dar o scute. Da. Și nu înțelegi de ce. Da, și n-am înțeles mult timp de ce. Dar cu plumbul ăla dă seama că ajungea, că dacă ajungi cu forfat, normal că cu plumbul ăla ajungi. Da, da, da. Doar ca să plice apa pe acolo, dar nu, probabil că nu vreau spomb, de fapt, acum seama, cade ca fierul de călcat. Plici, așa. Și mai am și eu una, păuștite și Vasilica Baboiului, martor, am fost cu Vasilica Baboiului la Măgura cu 2 ani și am luat vreo 400 ceva de kg în concurs. 100% din pești, numai la momitor cu plastice. Toți pești. Da. Nu, mint. Și câțiva la pop-up, când nu trăgea la mai puneam pop-up. Dar oricum, stilul... Crumbet. Stilul de ce vedem aici, ce făcea Sani, da? Stilul Crumbet. E, întreabă pe Vasilica, am consumat vreo 15 kg de solubile concursul ăla. Ba chiar după aia mărtarul Babița și făcea cruce cu stânga și Babița e martor. Văzusem o șmecherie. Nu aveam nicio legătură. Solubile, pe care până la urmă ușurelul le-am dat în apă, vreo 15 kg. Vreau să vă spun că nici în ultima zi, după ce luasem 400 de kg, m-a tot ambiționat și din când, așa că nu trăgea, mai băgam și eu câte o solubile, cred, bă, zic, nu se poate pe ea, ce se întâmplă cu asta? Nu trăgea, bă, frate, nu trăgea. Însă, când dai... fiind, nu trăgea și ziceam, ia fii atent, babița, ăla, nu ai venit să crede, fii, care l-am să te vrei, asta, ia fii atent. Bam, 5, prr, pleca, ciorta. Bine, dădeam apă mică, un metru, malul celălalt, un metru și ceva. Nu, mic, 2 metri. Dar cred că s-auzea. Dar nu știi că și pe hobaia păteam așa, să spun, eu prima oară pe hobaia. Adică, da, la hobaia era mai rară. Aici, bă, nu, incredibil, bă, și a zis, ia mai fă-mă și pasă în stângă. Ia uite, mă, tic, și-a o lua, bă. Incredibil. Deci ceva, cum să spun, deci este clar că... E clar că e un fenomen, zgomotul. Asimilează ca Pablo. Da. Și eu știi ce cred? Nu, eu cred că pește ăștia mai ales, uite, moara vlăsiei, măgura. Chiar și Tâncăbești într-o perioadă. Bă, când îi aduce, ia duce de undeva când îi cumpără de 4 kg, de 5 kg. De unde? Din crescătorii, da? Unde sunt furajați. Bă, cum i-a crescut, da? Venea o barcă, probabil, și făcea plici, păi nu pe bune. Da, și el de când e mic, știe că deasupra, când aude frâns, cade ceva. Nu Pablo. Dar nu pe bune. Da, adică nu că l-ai făcut un, sau eu l-am făcut eu cu Babi în 70 de ore, efectul ăla. El l-are de mult, de vreo 2-3 ani. Posibil. Așa, altfel foarte, nu mă gândesc. Da. Că ți-am zis, cu mâncatul însă nu avea nicio legătură. Nu vrea să atingă de solubile. Îi puneai mămăligă, momitor și cu ăla sus, galben și cu roșii, tâmpenile astea, ăla, solubile n-a luat-o până în ultima zi, bă. Deci e clar că alea solubile alea stopeau degeaba pe acolo, că nu cred că le mânca, dar în schimb zgomotul lor făceau foarte bine. Bine, probabil puteam să dau cu corcodușe, vă dați seama, nu? Adică în cazul ăsta. Corect. Clar. Corect. Da. Să revenim la întrebarea. Băiatul este, cum ai abordat partida, așa. Cât ai rădit? Revenind la, să zicem că facă o partidă pe altă baltă, deci evident că nu o să nădesc la un pescuit de 24 de ore la boilers. Mi-arunc lansetele, arunc câteva bile pe fiecare lansetă, îmi fac o nădire grupat în centrul lansetelor de jumătate de kilogram, un kilogram să zic, și atunci aștept să văd, îmi caut bineînțeles cu markerul, îmi caut structuri, praguri, mă leg de tot ce am pe acolo, dar și în funcție de randamentul peștilor sau prezența, continui nădirea sau dau din ce în ce mai puțin.
Stai puțin că ne complicăm. Văd că se adună lumea și am patru întrebări. O să ți le pun mai tun, așa, mai scurte și răspunzi tu mai blitz ca la vrei să fii miliardar. Profit de ocazie, zic lui Radu Gec, cel care ne-a întrebat prima oară, ce soluție ar da Iohan pentru echilibrarea standurilor într-un concurs? Eu zic că a dat-o la începutul emisiunii, când a spus că, din punctul tău de vedere, combinația asta între calitate și cantitate, până la urmă... Asta mi se pare da. Și sectorizare. Obligatorie. Deci, la asta s-a răspuns. Bun, dar trecem acum la patru întrebări. Mie îmi plac. Eu zic cei pentru Iohan și cei pentru amândoi. Pentru Iohan, cum ai aborda o partidă pe Măgura Nouă? Știi balta? Pe Măgura Nouă nu am fost. N-ai fost, nu te bagi. N-am fost, nu mă bag, dar cred că aș adopta-o tot în stilul clasic, cu biletari, pentru că eu, pentru cine nu știu, eu pescuiesc numai cu bile fierte. Am niște paste la mine cu care mă mai joc, să am o solubilitate. La cârlig, dar nu la cârlig. Eu pescuiesc 100% numai cu bile fierte. Da, interesantă treaba asta. Matea, Iohan pescuiește numai cu bile fierte, nu folosește solubilele. Interesantă. Pentru tine o întrebare care îl privește pe Radu, dar eu, mă rog, s-a adresat de ție, o să zâmbească probabil. Are răspuns bun la asta, da. Păi o știi? Ai citit-o, nu? Nu te mai uiți un fui. Ai curajul să participi la un concurs fără nada lui Radu Bădică? Și dacă da, cu ce nada? Pot să particip... Și până să-l cunosc pe Radu... Adrian a pus întrebarea. Pescuia mai mult pe grumbaituri. Am avut rezultate bunicele, pot să spun. Pot să merg la un concurs, bineînțeles, și fără nada lui Radu. Numai că atât timp cât o să am această posibilitate de a avea parte de nada lui Radu, nu am de ce să pescuiesc cu altceva, pentru că am încredere... Da, auzi? Foarte politicos. Deci dacă mâine nu ai mai avea nada lui Radu, cu ce nada te-ai duce? Asta e întrebarea. Ziua pe de la Naționale. Dar lasă-mă să zic el ce vrea. Deci, n-aș avea încotro și m-aș apuca următoarea variantă să îmi fac bile, pentru că asta ar fi. Și dacă nu, am pescuit cu niște bile foarte bune la CN, cu bile de la Dudy Bates. Mie mi-au plăcut bilele alea. Scos și rezultatul, au fost, câștigat sector. Au fost niște bile... Deci acum... Ele pescar. Auzi? Acum aflăm și răspunsul la întrebarea care sunt cei doi care produc bărăsuri adevărate și care de fapt fac comercial, nu? Pentru concurs. Da. Bă, zic că ești dutipate. Astea sunt? Care aflat și, am aflat și... Păi da, tu vorbești tu de tine. Eu vorbesc și de mine. Eu le fac pentru concurs. Noi le-am demonstrat în concursul. Nu trebuie să vorbesc eu. Și echipa mea și celelalte echipe care au fost cu bilele mele au dat rezultate. La fel și Dudi le-a dat la băieți la campionatul național. Au scos rezultatul aici pe locul 3. Păi ce să mai zică mărtoriu? Păi nu știu, mărtoriu face din solar, așa zice. Îi face în solar, dar uite că acum le-a scos la vânzare. Mă refer la bile pentru competiții. Nu păi bile și mărtoriu pentru ce face? Pentru turism? Ale mele deja au dat rezultate cu alte echipe decât echipa mea. Păi și alu mărtoriu a dat cu Felix, cu Ștefan Fâșel. Echipa lui. Păi da, lotului. Lotului. Păi da. Păi să vedem cu alte echipe. Păi și stai, nu mai au echipe pe Dorii Pescă și pe unde să duc ei? De la Brașov. Păi de-abia le-au produs ieri și de ieri au și echipe. De-abia le-au produs, dar păi se presupune că l-au testat anul trecut, acum 2 ani sau ceva. Păi l-au testat că anul trecut ei, în formulă. Ei, da. Păi ei, dar alte păi echipe. Păi tu n-ai scos anul ăsta, Boires? Păi anul ăsta l-a scos, l-am testat înainte păi pe alte echipe. Păi și Mărtoi nu-l testa? Păi eu l-am testat pe alte echipe. Mai e și o problemă, Andrei. Eu îți garantez că sunt pescari foarte buni care se duc. Nu, îmi pui în cap cu Mărtoi, săracul, n-am nimic cu el. Îți dat un exemplu. Stai să spun ceva, îți garantez că sunt pescari. Ce pescar buni? Îți iau bile din raft din pungă și îți câștigă concursul. Crezi asta? Eu cred. Sunt convins. Asta vreau să spun, că contează și pescarul care folosește nada respectivă. Foarte mult. Foarte mult contează. Asta. Deci un pescar, pentru mine un pescar bun, câștigă și cu un boiles luat din raft. Dar eu ce boilesuri am folosit înainte, asta vreau să spun, făcute de... M-a ajutat un prieten, făceam o rețetă de pescuit. Mie, după ce am pescuit cu raftul... Care știa de unde? Rețeta, de unde știa Bobby? Da, tot interesantă, de la interesantă afirmația asta lui Iohan, un pescar bun câștigă și cu binele din raft. Aproape că tind și eu să-ți dau dreptate, să știi. Eu sunt sigur. Eu am văzut concursuri câștigate cu bile de raft, chiar pe Tâncăvești erau niște băieți care pescuiau cu bile de la Nutra Beița, acum vreo câțiva ani au câștigat pe scăldătoare. 300 și ceva de chile. Deci am mai văzut exemple de genul ăsta, dar O bilă ca să se dă, poate să fie o întâmplare. Nu poți să spui că bila aia, dacă o iei și al doilea concurs de pe raft, vei câștiga cu ea. Da, eu înțeleg ce spun, dar totodată
iau după ce rafturi vrei tu, am ales tu raftul. Da. Și echipa pe care o trimit eu la 10 concursuri în anul ăsta, da, este Iohan și cu Cristi Mihalci. Și hai să vedem. Înțelegi? Deci tu spui că boile sunt alea dar rezultat. Nu vreau să-ți fac acum vreo critică. Nu. Da. E clar că pescarul nu nobilează. Tu ai și cal, cum să spun. Înțelegi ce spun? Nu merge altfel fără cal. Asta spun. Hai ca Lulu Pescar, vă întreabă pe amândoi așa. Cum ați aborda o partidă, aici știți balta, doar după Pește Mare, pe Moara Vlăsiei 2 și erau chiar imagine de mai devreme pe Moara Vlăsiei 2, doar după Pește Mare. Cum ați face? Deci, o partidă, ca să spui așa că, că abordezi doar după Pește Mare, e cam greu de spus. Pentru așa că, spune Lulu Pescar, îmi pare rău. Ca să te prinzi Pește Mare, mai ales pe Moara Vlăsiei, unde e o populație de pește, nu știu, exagerat de mare. Scuză-mă, știu cazul că au prins vreo tonă și n-au prins Pește Mare. Da, în primul rând. Dar nu se vede. În primul rând să eu pe primul să te duci pe primul ponton, nu? Nu neapărat. Dar contează foarte mult. Nu. Contează foarte mult și localizarea, deși există un loc la mijlocul bălții care a dat mereu pește de 18 kg. Da, pe la pontonul Victoraș. Pe acolo, la bordul lui Victoraș, mereu pește 17 kg. Noi aici, nu? Nu, mult mai îndreaptă. Mai îndreaptă. În dreptul la Baracalusani, nu e în dreptul la Baracalusani? Nu, până în Baracalusani. E un loc acolo care mereu a dat în concursuri. Păi nu, de aici, până aici se termină locurile care au posibilitate. De ce? E apa mai adâncă, e clar. E primul lucru care, Moara Vlăsiei, de exemplu, prima bucată până... Apa mai adâncă și malul celălalt departe. Și malul celălalt departe, păi da, loc ca peștere să fie în siguranță, să-și creeze un spațiu de siguranță. Păi da. De la presiunea pescarului. Eu i-aș sugera să-și facă o nădire numai cu biletari. Dacă vrea să dea numai după pește mare, exclusul lui. Ce diametru? Diametru, eu în general pescuiesc cu bile de 16, de 18. Lac, și nădește cu 20. Și nădește cu 20. Primăvara îmi fac bile de 14-16 cu care nădesc și bile 10-12 de ac. Nu e exclus să folosesc și aceleași bile, dar cum ai spus, să-și facă o nădire grupată exact înspre mijlocul standului. În momentul în care peștii o să-i vină, o să-și dea seama și de unde începe să vină. Și apropo, și atunci își abordează... Stai că spui imediat și Radu Popeanu, dacă citesc eu bine, pune întrebarea, mă rog, la polul ei, pune problema la polul celălalt. Când peștele nu prea se hrănește, ce metode și ce boile sunt folosiți? Când nu trage peștele. Bine, să nu spuneți, păi nădesc, o să tragă peste 4 zile. Nu, dar... Ca să prinzi repede. Nu. Ce metode și ce boile sunt când nu trage... Când nu se boile trage, le schimbăm, în primul rând. Păi da, poți să schimbi diametru, poți să pui popa, poți să ridici... Nu știu, poate să faci mai mult. Când nu trage peștele sau mănâncă prost, sunt câteva, adică poate să se joace să, dacă pescuiește cu mantis, poate să nu mai cojească, să lucreze un fel de amnezia sau chiar să bage amnezia. Să micșoreze diametrul bile, să se joace cu pastă, cu ceva, firul de păr. Să aibă cu firul de păr, exact, să-l facă mai scurt. Iar nădirea să fie ușoară, dar în permanență să dea bile proaspete. Adică odată la două, nu multe, o mână de bile în permanență, peștele să găsească bile în diferite stări de descompunere. Un ac mai mic. Hai că ajungem imediat și la bile mici și la importanța foarte mare a unui, chiar și a unui pește într-un concurs. Vreau să vă invit să ajungem la Corbu, la Campionatul Național de Pescuit la Crab, în partea următoare a emisiunii noastre. Vreau să rog colegii din regie să venim în studio pentru că o să luăm o scurtă pauză, din nou o scurtă pauză, iar apoi o să ne întoarcem la un subiect în exclusivitate în seara asta la emisiunea noastră. Campionatul mondial din 2014, așadar, din nou în România. Anul ăsta este în Portugalia. La anul, informația o am de la, mi-a venit în seara asta, de la prietenul meu Val Pangică, care la rândul lui a primit mail de la managerul sud-african și s-a confirmat că vom avea din nou mondial în România în 2014. Scurtă pauză și ne întoarcem imediat.
perioada 27-30 septembrie 2012, în România, mai exact în județul Constanța, pe lacul Corbu, s-a desfășurat a 14-a ediție a Campionatului Mondial de Pescuit la Crap. Un eveniment care, din punctul nostru de vedere, a fost unul de referință, iar cei care vor organiza edițiile următoare au obligația de a se ridica la standardul impus de către organizatorul român Florin Cristocea, președintele firmei Rig Service. Ajuns pentru prima oară în România, Campionatul Mondial de Pescuit la Crab este un eveniment care captează din ce în ce mai multă atenție și își face simțită prezența atât în viața celor pasionați de acest sport, cât și în turism sau mediul de afaceri local. Încă de la deschiderea oficială a evenimentului, cei prezenți și-au dat seama că vor participa la un eveniment despre care se va vorbi la superlativ. Ceremonia de deschidere a început cu o defilare prin orașul Constanța, la bordul unor cochete autocare, însoțite de care alegorice și de muzica antrenantă. Defilarea echipelor s-a făcut în fața Camerei de Comerț și Industrie, în incinta căreia s-a organizat un târg de pescuit și vânătoare, așa că nu ne-a surprins prezența lui Razu Mazăre, primarul orașului, pe care l-am invitat în fața microfonului. Un start greu și un stil de pescuit care nu părea a fi pe placul lor a făcut ca echipa Africii de Sud să nu prindă podiumul. Mult mai obișnuiți cu nădirea cu bulgări de groundbite sau cu particule și boiles cu ajutorul rachetei, aceștia nu s-au descurcat cu bastonul de nădire pentru boiles. Totuși, aprecierile lor la adresa lacului nu s-au lăsat așteptate. Este greu să spunem unde am greșit. Dacă am fi știut asta, probabil că ne-am fi corectat deja. Credem că încă mai avem timp să ne corectăm. Chiar lucrăm din greu la asta. Lucrurile se mișcă foarte încet în acest moment și ne este foarte greu să ne dăm seama de ce. Dar facem tot posibilul. Toată lumea spune că este un loc foarte bun și suntem de acord cu asta, dar pentru noi în acest moment este un lac dificil. Acest proiect este incredibil. Am văzut lacul înainte ca firma organizatoare să înceapă amenajarea. They work making here. The company make a very big job because now au făcut o treabă extraordinară. Acum există căsuțe pe fiecare stand. Standurile sunt foarte bine organizate. Drumul de acces este foarte bun. Au făcut o treabă extraordinară. There is the road on the lake is possible to go by car. It's easy to go by car. And the electric line is moved. Is not there. Is another part. I don't know where. Is a lot of job, very impressive. Profităm de ieșirea noastră de la Periprava și pentru că suntem un grup mai mare și printre noi este și Silviu Florescu, n-am putut să nu-l invit în fața noastră și să-l provoc la a ne arăta ultimele lui invenții. Multă lume
am mai discutat după ce am prezentat această montură și spuneau că li se pare ciudat că plumbul nu se eliberează. De aceea se scoate acel manșon metalic, pentru că asta se întâmplă când peștele va trage. Dă-i drumul, te rog. Peștele trage, plumbul scapă. Trebuie să-l lași din greutatea lui. În funcție de cât introduceți manșonul de cauciuc mai mult sau mai puțin peste sârmele vârtejului, acesta va scăpa mai repede sau mai greu. Dă-i drumul, te rog. Dă-i drum. S-a eliberat. Înapoi la Carp Theater cu Radu și cu Johan. Suntem într-o discuție, zic eu, interesantă și pe care mă bucur că să observ că o urmăriți și voi pe, mă rog, o urmăriți interactiv pe, pe chat-ul nostru și chiar vă rog să continuați cu întrebările. Așadar, eram în punctul, înainte de a trece la ultima parte a emisiunii noastre, Corbu 2014, așadar vă spuneam campionat mondial din nou în România. Suntem în, totuși în discuția Boyles, suntem în discuția Boyles versus Mămăligă, suntem în discuția Boyles bun versus Boyles, hai să spun, slab. Suntem la pești mari, de ce nu? Ce, hai să o luăm așa, cât de mult contează și dacă se poate aplica, cum ați observat voi, că un Boyles în care aveți încredere, un Boyles pe care l-ați făcut voi, un Boyles pe care îl considerați superior din punct de vedere calitativ și nutritiv, face selecția exemplarelor. Face. Face și lucrul ăsta nu vreau să-l spun ca o afirmație fără argumente și fără un suport. În ultimii 2 ani de zile ni s-au întâmplat, bine, împreună avem în jur de 18 trofee de cel mai mare pește în concursurile respective, și Johan singur în echipă a luat în plus față de mine, are 4 trofee de captură, în plus, dar cu nada noastră, face selecție. Și când spun că face în, chiar și în condiții de concurs. În condiții în care în stânga și în dreapta sunt 2 pescari care pescuiesc la fel cu Boyles, în condițiile în care sunt lacuri unde am stabilit niște recorduri și niște medii record pe cantitatea respectivă. De exemplu, la greacă am luat 478 de kilograme, 68 de ore a fost recordul pe greacă pentru 68 de ore. Când pe greacă? Pe greacă, da, pe greacă cu pești, cu pești de 10 kilograme. Luam cu Vladus Cărligu cu pește crapul de aur la greacă, făceai mișto de noi, mai ținite? Da, mă uite, citeam greacă. Noi îl folosim. Da, am dat 2002-2003. Cam așa era. Da. Două la ediții la rând, la primele două. Da. Și făceam mișto de noi, domnul Vădică. Hai mă, dați la greacă, voi. Păi tocmai dădeam un exemplu la o baltă care nu a fost o baltă extraordinar de mare și nu a fost o baltă de, cum să spune, de competiții nebune, cum a fost Hobaia, Tâncăbeștiu sau Sărbineștiu. Asta vreau să spun, că a fost o baltă mai micuță, mai cochetă, așa, și cu, până și acolo am făcut record cu, gândește că am luat 478 de kg cu 76 de pești. Adică comedie foarte bună pentru lacul respectiv, în condițiile care eram între 2 pescari titrați. Era în dreapta noastră era Andrei cu Pif și în stânga era Coco cu Fane, mai în stânga era Tata Nițu. Noi am făcut recordul prinzând între ei o medie foarte bună de pește. Păi, la greacă am observat și eu, să știi, că e clar că dacă dai cu Boyles, dai cu Boyles bun acolo și aici pe lângă tine momitoare, nu faci dau diferență. Nu. Faci ambii te dau cu Boyles. Ambii te dau cu Boyles. Chiar? Da. Chiar Andrei și cu Pif, în ultima jumătate de oră, ne-au rugat să-i dăm niște Boyles, să se luptau pentru locul 3. I-am dat niște Boyles. Spun cum au început, bă, că n-au început pe Boyles. Au început pe momitoare. Pe asta spun, da. 2-2, de fapt. Da. 2-2. Și ca să te completez la ce spuneai tu și ți-am spus și în pauză, eu cred că cu cât lacul e mai mic, cu atât calitatea Boylesului face diferența la talia peștilor. Așa e. Cu cât lacul e mai mic, cu cât lacul e mai mare și dacă vrei ajungi pe fluvii, râuri, etc., pentru că valii, cum pe chat ne întreabă și vă întreabă. Da. Iată, pe Dunăre, în partide de maximum 2 zile. Ce să folosim? Boyles homemade, Boyles de raft, porumb, mixul cerealier. Eu, de exemplu, aș pescui cu Boyles, numai că cel mai important pe râu, în funcție de curent, este sistemul de înădire. Intrăm iar în alte detalii. Ce aș folosi? Eu spun ce aș folosi eu. Localizare și sistemul de înădire pe curent. Aici e un lucru foarte important. Dar
Eu, de exemplu, eu personal, aș folosi boilers. De ce? Adică, cum ar fi, dacă aș intra într-o cârciumă, ce aș mânca? Aș mânca o mâncare complexă, o friptură slabă sau niște cartofi prăjiți? Dacă mă uit la tine așa, friptură cu cartofi. Nu, cred că m-aș duce spre mâncarea complexă, o tocăniță de aia, da? Un gulaș, o treabă. Sos, nu? Cu sos. Atunci boilers dipuit, dai. Da, da, așa, da, da, da. Corect, nu. Corect. Deci, părerea mea e că se face o mare confuzie în ce ar prefera crapul. Normal, crapul, ca orice animal, ar mânca o mâncare complexă. Important e cum îl găsești, cum i-o dai și ce calitate are mâncarea respectivă. De foarte multe ori s-a întâmplat ca într-o competiție cu niște mari pescari, care la rândul lor și datorită contextului locației sau al localizării au câștigat, de multe ori noi am învins unul lângă celălalt. Am stat și lângă Paraschiv, care e extraordinar de pescar la cereale și face niște boilersuri de cereale fenomenale. A câștigat și el la Tâncăbești nenumărate concursuri. Avându-l lângă mine, am prins și mai mare și mai mult. Da? La el am luat în Căbești, noi eram pe Salcii, eu cu Iohan și cu Mițanu, el era cu Nelu în dreapta noastră pe Corcoduș. Am prins și mai mult ca el și calitativ mai bine. Categoric, da. Eu zic că există un criteriu de selecție, există, care dar, ți-am spus, Nelu, chiar e un pescar fenomenal. Există, dar ți-am zis, mergând pe întinderi mari de apă și aici, de ce nu putem începe cu Dunărea și cu lacurile foarte mari de baraj și chiar până la Sărulești, eu repet. Și acolo calitatea va face diferența. Va face diferența. Problema e alta. Acolo... Cantitatea e problema. E voilà. Cantitatea. Eu sunt știi, într-o totul de acord cu tine. Nu știi cât să nădești. Aia e mare problemă. Pe întinderile mari de apă, n-ai cum să știi și n-aveți cum să știți, dragii noștri, cât să-i dai ca să-ți ții când vine. Cât pește o să-ți vină în față. Exact. La Moara Vrăției, la Tâncăbești, mai ăsta un secret? Da. Mai ăsta un secret? Nu. Cât pește vin? Asta e. Și întorcându-mă la asta... Să scoatem din discuție aspectul financiar. Hai să admitem că ne permitem, că suntem sponsorizați, că avem, 300 de kg, regulamentul ne permite, de ce nu, 300, 500 de kg de boilers. Dacă nu ești bun, tu... Te duci cu barca, n-ai problema fizică. Financiară, nici fizică. Nu știu, nici financiară, nici fizică. Bun, dar te duci cu barca, cu jumătate de barcă și o arunci în apă, frate. Păi uite, au venit italienii la Sărulești și au câștigat la turnul de apă, începând cu 300 de kg prima nădire. Fiindcă ei erau obișnuiți să pescuiască pe lacuri enorme, da. Gen Bolsena, gen mai sunt în Italia vreo câteva de-astea imense. Ei erau obișnuiți cu stilul ăsta. A zis, bă, dacă peștele vine... Da, stilul ăsta știi cum fac eu ca să-l țin. Știi că ți iese sau nu ți iese. Da, ăsta e la... Și știi ceva? Stilul ăsta mai face ștatanițul câteodată. Păi nu, dar problema... Și ori o pune, ori... Andrei, ei fiind obișnuiți, că ce se întâmplă? Ei mergând la pescuit și dacă 200 de inși aruncă către 300 de chile, astăzi nu prind eu, că nu sunt loc care trebuie. Păi nu prinde la, dar la un moment dat, văzând într-o zi că prinde la într-o zi cu vrea, s-au obișnuit cu stilul ăsta. Noi nu suntem obișnuiți cu stilul ăsta, sunt de acord cu tine. Noi pescuim în lacuri mici și medii, da? Singura excepție este Săruleștiul, pe care am pescuit cu toții, cei care suntem de față, și totuși am făcut alte abordări. Clar n-am nădit așa, niciunul dintre noi. Nu. Niciodată. Și, cum să spun, eu deja am ajuns la, hai să mă umflu puțin, la nivelul de experiență în care deja mă întreb și aproape că sunt convins că de multe ori am greșit, nefăcând treaba asta. De multe ori am greșit. Da, au fost momente, mie mi-au ieșit... Nu, au fost momente în care e clar că puteam să nădesc mult mai mult. Mult mai mult. Momentul pe care l-am simțit și la Bolsena anul trecut. Dar nu, cine răspunde la întrebarea? Cât de mult? Câți pești vin? Când vin? Cât de mult sunt dispuși să stea, că știi ceva? Și dacă îți vin 20 de crapă, patru tot de nadă. Și atunci ne întoarcem la... Auzi, ajungem la un prieten al nostru. Și atunci ne întoarcem pe lasa, nu știu mă rog. Grapul mănâncă enorm. Da, mănâncă enorm. Și cum să spun, și stă acolo până termină. Lucru care mi se pare o tâmpenie sinistră. Adică cu asta serios poți să-ți iei țeapă. Poate să vină bancul ăla de pești de pe un pad, n-a alăturat, cine știe de unde. Și e să vină doar să mai ciucurească puțin. Dacă l-aștepți tu cu 80 de kilograme și sunt 16 pești, s-ar putea să rateze cârligul. Da sau nu? E bine că dăm așa pești, că dacă mănâncă 10% din grâu. Să lăsăm treaba asta. Nu, vorbim de lucruri serioase. Uite o întrebare de la un prieten comun, căruia aș vrea să-i urăm la mulți ani. Astăzi este ziua lui Gabi Tomulescu, prezent pe, la mulți ani, Gabi. Pe chat-ul nostru. La mulți ani, Biruță. Te întreabă așa. Dacă trec din seară pe la el, nu trec. Nu, dacă se face din seară, rămasă. Ce părere aveți și ce părere are Radu, în mod special, de boilersul critic echilibrat? Uite, să nu zici că e cu preparație. Da. Gabi, o teorie asta am discutat-o anul trecut când, într-adevăr, am fost la noi în echipă discuția de boilersul critic echilibrat. Iar eu cu Iohan am ajuns la, pentru a nu face un boiler separat și ai căuta un stadiu de echilibrare care, în funcție de ce se întâmplă în apă, poate să scadă sau să fie inutil,
Mergem întotdeauna cu jumătate de boile și jumătate de pop-up. Păi tot aia, chitic lor. E de foarte multe ori soluția asta a mers sau cu om de zăpadă. Noi pescuim foarte mult cu omul și de zăpadă. Snowman-ul și jumate. Este o momentă critică echilibrată. Absolut. Eu, de exemplu, la multe partide am avut... Întotdeauna plec cu două cu două. Eu nu cu două pe ground bait, plec cu două pe fund și cu două snowman. Și în funcție de cum îmi răspunde pește, niciodată un pește nu se ia în considerare. De la al treilea, al patrulea pește îmi spune cam cum mănâncă în zona respectivă. De ce? Pe foarte multe bălți sunt diverse substraturi, unde e puțin mai tare, o să-ți mănânce mai profund, unde are un pic de iarbă, îi place să fie mai ridicat. Noi în două concursuri consecutive am fost pe stânga scăldătoare când anul trecut, când am luat locul 2 pe sector, tocmai de partida aia de spuneam Andrei, am prins numai pe fund și la 200 de diferențe la dreapta bradă, am prins numai snowman, la snowman. Deci în funcție, întotdeauna ne adaptăm și e o momeală care e un stil de a pescui care mie îmi place foarte mult cu snowman. Da, nu știu. Johan, te rog. Da, eu pescuiesc foarte mult cu snowman. De la sfârșitul anului trecut am început să... Pentru că ne mergea foarte bine și tu știi foarte bine, bila pe fund. Da. Și foloseam foarte rar snowman-ul. Și la un moment dat... Și alaltă, la Marea Vlăsie, ai văzut că totuși aici la Claumar, care dădea pe boiles, erau un snowman și un la pe fund, dar și parcă la snowman la mai bine. Și noi în aceea zi, în capătul bălții, am prins numai pe fund. Numai pe fund. Și eu dar nici n-ai încercat altceva. Ba da, am dat cu snowman. Da? Dar solubilă cu snowman dădeam, că testam solubilele. Da. Și am dat solubilă cu snowman. Și a luat-o mai bine pe fund. Mai bine pe fund. Numai pe fund. Și au fost situații la plauri când am pescuit numai cu snowman. A fost situația mea la fază 0, dar am început și cu snowman și am pescuit, să zic, 24 de ore. Restul, numai bile pe fund. Numai pe fund. Mă, dacă și părerea mea e că mai ales la pește mare parcă pe fund aș opta și eu pentru pe fund. Totuși, până la deși eu știu două capturi de arătări după cât încăbești la snowman. Da. Frumoase. Așa știam să dau pe vremea aia, dar problema e că până la urmă o momeală critică echilibrată, ce faci? Să înțeleagă și lumea. La ajută pe pește să o ia mai ușor, ce să mai... Și cum asta, că toată atrage și atenția. Prin mișcarea lui în jurul bilei atrage atenția, că ea flutură. Se atrage atenția, dar uite Gabi că tot e pe chat și tot ne urmărește și tot e ziua lui. Uite, el are, mă rog, produsul ăla lui, știi, boile sunt ăla critic echilibrat, nu știu, țopap, nu știu cum îi spune el, da? Care stă pe fund, tu știi dacă știi. Că ăsta e conceptul lui. Teoria lui, o știu. Eu stă pe fund, da? Dar, cum să spun, critica echilibrarea asta e făcută la limită, încât să nu se ridice. Da? La momentul la orice, la cea mai subțire aspirație, vine mai ușure. Am înțeles. Înțelegi asta? Dar el arată, deci nu vorbim de prezentare, arată la fel. Exact. E, după mine, ușurarea asta, cum să spun, îți poate aduce trăsături în competiții, dacă te-ai să te gândești. De acord. Mă rog, aici e o altă teorie de-a mea. Peștii, în punctul meu de vedere, nu mănâncă toți la fel, nu toți se hrănesc la fel. Nu. Eu cred că unii aspiră puternic, sunt mai la, mai lacom, mai... Absolut. Jertul, mai ca puternic. Și animalele. Da, unul e mai ușurel. Ba, eu sunt convins că sunt și foarte mulți crap românești, nu teni, care au efectiv o molfă e momeala, nu știu, o mușcă acolo. Adică, și atunci sigur că o momeală de asta cât e echilibrată te ajută, știi? Dar dacă vorbim deja de pești mari, și uite acum iarăși mi-au camisă de Sărulești o dată, după ce că puneam două bile de fund, mai puneam și aici în capăt. Ca un stopper, da? Nu în capăt, aici e cârligul, să spun. Deci ca un stopper, cum să-ți arăt eu, așa e cârligul, da? Așa e firul de păr, aici erau două bile de 24 și uite aici, da? Puneam o alică de asta mare de jumătate de centimetru de undiță. Aha, să le ținem, să nu se miște deloc. Să le ținem mai grele. Mai grele. Și firul de păr mai lung. Da. Că știi, Săruleștiul de plăcere. Așa. Deci plantezi 270 de metri. E un concurs la captură, așa. Plantezi 270 de metri ca să... Să nu tragă unul. Să nu tragă unul de 6-5 kg. Sau mai erau și cu nepunctabil. Sau, dar să ajungă 5 kg și ceva. Da. Și atunci, bun, îngreunesc. Deci, momeala grea e teoretică pentru pește mai puternic. Da, e posibil. Dar și aici e cu dute vino, că vine unul mare, ăla e... Eu, cum tocmai să spun, spuneam atent. Într-o discuție cu... Adică, asta, scuză-mă, momeala grea și pe fund, eu zic că e pentru peștii care ori sunt inconștienți, ori care atât de tare au dat de patrula de nadă și atât de mult le place, că nu-i mai interesează, iau. Știi? Da, da. Asta e, cu dute vino. Eu, de exemplu, toți peștii pe care am prins, peștii mari pe care am prins în viața, am prins la momeli mici. Singurele excepțiile aproape și eu, și am scris și un articol pe exact, singurele excepții care le-au făcut și tocmai ce discutam de comparația lacuri mici, medii cu lacuri mari, singurele excepții le-au făcut Sărulești, unde am prins, dacă spun la ce am prins ăla de 22,3 capturat în 2007 și
Și era în concurs, să duce chiar lângă noi. La o bilă de 30 cu una de 24, un snowman pe fund. Adică înțelegi? Nu e snowman. Nu e snowman, da, da. E da. Forma e de snowman, de om de zăpadă, că e o bilă mai mare și una mai mult. Culcat, da, da, da. La asta și la una, deci la o barbarie. În concept, da, înțelegi? Da, dar și eu am mai făcut, am mai prins asta. Dar totuși și eu, cel mai reușit concurs al meu pe Sărulești, o dată cu maimuțoiul, dacă știți, cu leveul dumneavoastră să-l ierte. Am prins mult, adică vreo 400 și ceva de chile și am luat și vreo 2, mi se pare, peste 20. Păi atunci am mâncat fenomenal, că am prins și noi. Am prins și noi atunci de 400. Da, când am, da. Când am mărtuit cu o tonă. Nu, ați ieșit un loc în fața noastră. Exact un loc. Da, corect. Da. E, dar vreau să spun că atunci... Nu mai pești mari. Nu, lasă-mă că vorbesc în momentul. Da, nu mai pești mari și știi ceva? Cu snowman ăsta de tâncăbești. Da, 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 da. O fund. Da, da, nu, snowman. Da, 20 cu 15 sau nu știu, de tâncăbești. Noi, da, n-am mai dat cu moment mare. E, și eu atunci, în aceleași condiții, în lângă insuliță mică pe undeva, dar mă într-un loc foarte prost, dar pescuiam pe un prag de vis-a-vis, prindeam numai la 24 cu 20, nu, numai la barbarii. Nu. Așa am prins. La noi nu. Și la 407 pești, din 32 de pești la 407 kg, adică o medie de asta, peste 13 kg, ceva să faci. Uite, Silver ne întreabă, cât de des folosiți boilersurile dipuite față de cele uscate? Contează mult dipul? O întrebare interesantă. Iohan, te las pe tine. În general, bilele dipuite începem concursul cu să avem pe două lansete bile dipuite, după care garantat renunțăm la bila dipuită, deoarece bila dipuită aduce oare puțin cu solubila și cu bile uscate, că tot a venit vorba, bile uscate sunt preferatele mele, folosesc, la început avem discuții, certuri, cu Radu, un stand, foloseam bile vechi la cârlig. Mereu, cum am spus mai devreme... Tira să pleci mereu, ce rămânea tira. În fiecare partidă, bilele le țineam separat, la astea am prins și pescuiam cu bile vechi de 3-4 luni de zile sau ceva de genul ăsta. Și... Dar ce foloseam dipuit doar la început așa pentru o atracție mai mare. Atât, în rest renunțam la bilele dipuite. La... Când erau concursurile pe Hobaia și pot să spun chiar acum și da, pomoara a crescut foarte mult media. Preferam să pescuiesc de multe ori cu bile dipuite la peștele mic. E un sport de atracție și în lacurile cu densitate mare nu se mănâncă același pește. Și atunci o bilă dipuită care în fel e și puțin mai acidă aia de dacă să aduci aminte, am făcut o dată un dip, dar e și fum. Da. La tine în magazin. Da, să aduci aminte? Da. Când ne-am pus pe taina peste ele, a ieșit fum. A făcut o implozie. Deci, pe bălțile cu pește mic mai folosesc bilă dipuite și chiar și în a doua zi de concurs, dar finalul se termină în bilele exact, bilă care Nădim aceleași le găsește și la act. E o tehnică pe care am dezvoltat-o împreună de a păcăli peștele să găsească ceea ce îi place și mănâncă și nu e pericol, să găsească pe finalul partidei. La început e atras și poate nu e atât de circumspect peștele mai mic, dar pe final, când începe să intre peștele puțin mai mare pe patul de nadă, există și o teorie care e prima oară am auzit-o la tata Nițu, cum că peștele îți vine pe categorii de vârstă, la început peștele mai mic, după aia peștele mediu și după aia peștele mare. E o teorie. Și la mare mănâncă 10% din greutate. Aia lui Victor Oana. Da. Aia e teoria lui Victor Oana. 4 pești 100 de kg. Nu, ăla e concursul de la Drubani. Așa sunt concursurile la Drubani. Erau. 4 pești 100 de kg. Așa erau. Da. Da, nu, cu tipul, eu și eu sunt de acord cu Iohan și eu am simțit ca la fel. Ba mai mult, mie îmi place să folosesc în a doua parte a unei partide mai lungi, boilersurile le pun în apă, în baltă, în găleată. Le mai țin un pic, da. Le mai țin, adică să mai chiar le mai spăl. Nu mai le lipuiesc, însă, totodată mai am o doamblă eu, dau și cu dipuite, dar știi cum, vechi. Deci să fie da, un vreo un an. Cum se fac alea. Se fac așa, cum da. Cum sunt caramelele. Caramele, da. Alea îmi plac, dar alea nu știu dacă mai sunt neapărat dipuite, că din alea iese altfel, a intrat, deci s-au uscat aproape și iese altfel din ele, dar tot de atracție. Dacă le tragi, dacă... Dar nu sunt, nu alea ude, nici eu nu, știi, nu sunt adeptul lor a lipicioase așa, în sfârșit. Silver vă întreabă ce pop-up-uri folosiți, făcute de voi, sau din comerț și dacă folosiți pop-up-uri din comerț, de care anume? Folosim pop-up-urile din comerț, nu fac încă gamă de pop-up-uri, folosim pop-up-uri din comerț, ca și brand, dar îmi vrea să rămână un pic secret. Nu că sunt secret, dar nu vreau să discutăm de branduri. Ok. Dacă o să-l spui pe ăla pe care îl folosim cel mai des, pentru că nu vreau să
fie un secret, mie îmi place. Spune-l tu, eu zic că îl folosești tu. Folosim foarte des Mulberry Florentin. De la Dynamite. De la Dynamite. Da. La, da. Un probat foarte bun pentru tâncăvești. E așa, mă duc frutela la care spăcea ție de la Menon. Și cu siguranță toți l-au văzut la noi pe masă. Mulberry ăsta, dudele de fapt, sunt o găseliță mare, mi se pare că ea aparține lui Rod Hutchinson și într-adevăr, e un aromele foarte prinzătoare ale la popapuri, într-adevăr. E și culoarea aia frumoasă dar da, e o aromă prinzătoare. Hai că nu vreți să vorbiți de branduri, dar vă propun să vorbim în ultima parte, mai avem un sfert de oră. Hai să vorbim de Corbu. Hai să vorbim de alt brand. Până la urmă, mă gândesc că e un brand important al României. Corbu, Constanța. Așadar, așa cum v-am anunțat, în 2014 avem din nou campionat mondial la Corbu. Ce aveți voi de zis de, hai să spunem, fenomenul Corbu, că deja cred că poate fi numit așa, da? Eu auzi cum Hobaia a fost un fenomen. Asta vreau să spun. Lasă-mă să vorbesc eu două secunde, că eu n-am fost acolo și restul te las pe Iohan, că el a fost acolo. Din punctul meu de vedere, cum Hobaia a fost un fenomen care a dat, așa cum îmi place mie să zic, generația 2004, că așa îmi place mie să ne numim noi. Da, iubești pe Next Gen acum. Iubești pe Next Gen. Iubesc banana, iubesc, da. Generația 2004 a dat-o Hobaia. Campionul mondial și... Ia de acord, nu? După părerea mea, din prima am spus că uite, Iohan știe discuția, din prima am spus două lucruri. Că Corbu va fi o a doua Hobaia, numai că la o scară mult mai mare, clar, și de dimensiunea lui și poziționarea, iar Nada care va termina concursul va fi Boides. Asta două lucruri am spus și acum las pe Iohan. Da, chiar mi-a spus Radu când a fost la primul antrenament acolo și la o cupă care s-a ținut, acolo mânca, era peștele, toată lumea, grumbaițuri și mi-am venit pregătiți la fel cu grumbaițuri. Noaptea am observat că mănâncă pe boilers, dar era tare timid, trăsături puține. Și chiar asta îmi spunea Radu, că ascultă la mine, balta asta o să mănânce pe bine. Că el știa că s-a întâmplat la Hobaia. Da, e și spus, ca la Hobaia, exact cum s-a întâmplat la Hobaia. Da. Răsturnare în prima jumătate a primului concurs. Absolut. Și răsturnare, scuze-mă, pe care mi-a făcut-o mie zbun cum față. Normal. Da. După prima manșă de CN, într-adevăr s-a văzut că Boilesul este Nada câștigătoare pentru Corbu. Referitor... Ce proiecte aveți de referitoare până la anul ăsta, la campionatul național? Hai să venim la ale noastre, la Corbu. Anul ăsta noi o să mergem, să vină și Radu cu noi, o să mergem în formula în care am fost și anul trecut cu clubul Ovidius. Și o să ne pregătim, siguranță, cu un antrenament două. Dacă am permis o glumă, pescuiește barbul cu boierezi de la bădică? O să testăm întâi. Nu e hotărâtă. Asta nu e, chiar nu e hotărâtă. De ce nu testați pe el mai bine, mai întâi? Pe cine? Pe barbul? Da. A mers foarte bine. Cum să-l testez? Okay. A mers foarte bine. Hai să uităm. Am glumit. Da. Ca baltă pot să spun că e una dintre cele mai echilibrate bălți pe care am pescuit. Deci asta, cred că toată lumea e de acord cu mine. Sincer, nu prea e pe gustul meu, dar faptul că o face echilibrată e balta care cred, la ora actuală, că e cea mai bună pentru CN. Bun, următoarea întrebare, scuză-mă, logică și firească și, mă rog, pe succesiunea asta, pe tine te-aș ruga să te abții la întrebarea asta, pentru că s-ar putea să ai o părere subiectivă și te întreb pe tine ca pescar. Ce părere ai? Uite, așa că s-a întâmplat, cum a zis Nentu Bădică, că va începe pe Boilers, s-a început pe Boilers, se pare că începe pe, a început și așa e, pe Boilers bun, nu pe zi griș colorat. No. Și lucrul ăsta a condus, dragii mei, la o singură manșă anul ăsta a campionatului național, pe motiv, nu știu dacă sunteți la curent, dar trebuie să fiți, pe motiv că închide balta Boilers mult. Deci tu te abții că tu ai interes să închide Boilers mult, dar eu întreb un pescar acum. Dar îți trebuie vreo 3-400 de kg. Bine. Nu, și să știi că... Păi stai puțin. La o manșă în 3 standuri, eu spun că îți trebuie minimum 150 de kg. Minimum, da? Fără 50 de kg de stand, o să zic că unde e puțin. Acolo. Să nu zic să te duci pe 70-80, n-ai ce căuta, da? Corect. Lumea a invocat și eu am fost la ședința aia acolo, Gabi Sandu, principal. Prea scump, dom'le, ne curăță și drumul și ne curăță Nada, ne omoară, ne norocește. Eu personal am trecut cu Nicu Dinescu. Deci eu vreau să aud părerea unui pescar de competiție.
Am consumat. Bine, spune-o primul, dacă vrei, părerea, îți pare tâmpeniu, idioțenie, dar mă rog, nu știu. Cu ce? Cu... Da, să te raportezi la treaba asta. Bă, frate, cum să... adică, știi ceva? O manșă. Hai să fim serioși. Una e o manșă, una e două, alta e trei, da? Eu spun ceva, nu sunt de acord cu tine, sunt 100% de acord cu tine. Chestia asta cu o singură manșă e ceva, nu știu... E un loto. Nu, un loto, e aproape. Și cine e pregătit să vină la campionatul național, să vrea să câștige campionatul național și după aia să se ducă la mondial și să vrea să câștige mondiala și să spună că n-am bandă boile, să n-are ce căută la campionatul național. S-a gătat la alte cupe, la cupa 6 milioane, la cupa 2 milioane și 6 grăunțe. Părerea mea personală. Tată, ori vrem să ne demonstrăm supremația. Ori vrem să cercem impresia că în Africa de Sud îți nădește de în prima zi până în ultima. Timp de 5 ani și câștigă 4 titluri mondiale. Tu ce faci acum? Spui că avem o problemă cu banii? Da. Du-te, tată, la 6 milioane. N-ai ce căută la campionatul național. Sunt concursuri pe 3 milioane, pe 4 milioane, cu 2 pești într-o gârlă care trebuie să pizi pe aia. Ajungem la, vezi, la miezul problemei. Că până la urmă știi ceva, aici e vina clubului, adică e vina clubului. Nu avem cluburi puternice, ce să mai nu avem și nu e finanțare în pescuit, eu sunt de acord cu asta, dar acum, ceva, cum vrei să te bați? Nu e de finanțare, dar nu este... Dar cum vrei să te bați cu Africa de Sud? După părerea mea este inacceptabil ca fiecare club de nadă să n-aibă în spate un producător. De este acord. Inacceptabil ca fiecare club, scuză-mă, fiecare club să n-aibă în spate un club, lot, ce-o fi, care merge la campionatul național, care are pretenții că te duce acolo, să fie echipa națională, nu? Da, și te da. Nu că e problema că e și echipa națională, că ne suntem aici și batem cupa. Problema e că tu urmezi să te asta bați spun. Cu puterile mondiale. E, care și nu... cum n-ai în spate un producător care să-ți furnizeze nada, să nu zic să n-ai în spate și un importator sau și un câțiva de ăștia de accesorii, până la mână. Adică, adică, de ce la noi da, în sfârșit, s-au pus... Hai să spun după mine s-au pus, scuze-mă, întrebare, căruța înaintea cailor, știi? Așa. În loc să lumea să zică, să facem un club puternic. Ia, păi avem nadă, avem bani să ne dă benzină, avem accesorii, avem aia, da, hai la corbul. Da, nu, la noi, hai la corbul. Ți-a aduce aminte, Andrei, că anul trecut noi am vrut să facem un proiect de treaba asta și am renunțat, fiindcă nu am avut sursă de finanțare. Au făcut alții care după aia au venit cu semințe și cu orez și după aia, în ultima manșă, probabil că erau și la ce pică, poate iese și ceva. Știi, dar asta, să știi că vreau serios. La noi nu să și Cristocea, Florin Cristocea, într-un interviu pe care l-am luat și care o să apară și el în PPT-ul ăsta care iese acum, asta invocă. Frate, n-aveți cluburi puternice, consolidați-vă cluburile. Dacă absolut. Vreți să faci performanță, îți trebuie, bă, câteva cluburi de forță. Mai bine faci 5 cu 6 cluburi bune, puternice, exact. Decât 18 care să vină cu biscuiți. Da, și care să spună, n-am bani, nu, o manșă, e suficient că noi n-avem. Auzi, n-aveți, scuze-mă, n-avem bani de boile, auzi, deci n-avem bani de nada. Păi nada e, cum să spun, ăsta e ca și cum aveam bani de mingi la fotbal. La și la plasă de poartă. Da, scuze-mă, te rog. Ce părere ai tu că este cea mai bună variantă de CN? Varianta asta pe loturi sau varianta pe echipe? Individuală. Din punctul de vedere, echipe individuală. Păi eu ce părere să mai am? Eu am... Mă rog, la vremea mea m-am calificat și din individual și din de pe loturi, dar și am, după aia am fost un adept al loturilor. Însă la cum se pescuiește acum, la ce s-a ajuns, la ce... Asta. Ce era corbul? La ce era corbul? La cum s-a ajuns? La ce nivel s-a ajuns? Și la ce nivel avem deja... Câțiva sportivi. Cu toate că... Îi dau de toate aici amicului meu, Sorin Rudeanu, probabil că-s 20 în România, ăia sunt. Păi n-am zis mai mult. Într-adevăr, avem câțiva sportivi. Într-adevăr, sportivi de top. Cap-coadă. Cred că, sigur că ar fi loc și de un sistem individual care ar putea da o echipă. Adică, eu cred că au trecut vremurile alea în care, dacă ți-aminte, noi invocam coeziunea, corect. Înțelegerea, tovărășia. S-au cam dus vremurile astea. Cred că oamenii pot fi puțin mai profesioniști decât eram noi. Când care o făceam, eram niște poeți atunci. Hai așa, să fim serioși. Așa, știi? Așa. Cântam după ureche și ne duceam călăutarii la nuntă. Știi? Acum, cred că s-au mai schimbat lucrurile. Și deci, Johan, eu zic că, nu știu, sistemul ăsta pe loturi e bun, dar eu cred că ar fi loc și un sistem individual, să știi. Urci într-un sistem individual. Dar niciun caz pe manșe. Stai să-ți mai dau... Trei manșe eliminatorii. Da. Trei manșe eliminatorii. Și știi ce îmi pare mie rău? Adică a intervenit în benea asta cu Buresu. În toate încercările pe care am făcut noi ultimii 10 ani cu APCR-ul nostru, cu toate tâmpei, au fost lucruri greșite, nu contest. Dar câteva lucruri bune au ieșit. Bă, până la urmă s-a ajunsese la o unitate națională, dacă vreți, că trei manșe eliminatorii e bine. Trei manșe eliminatorii. Și... Deci astfel încât în orice moment, până în finală, cine vine la o manșă, nu mai vine cu șansă la locul întâi. Nu la locul 2, că deja e stricatul, dacă înțelegi ce spun. Deci în orice fază te afli, dacă te afli pe baltă, ai șansa să ajungi pe locul 1. Dacă nu mai ai șansa, nu mai trebuie să mai fii pe baltă.
Știi? Da. Dar uite că nu s-a păstrat. Adică, cred că s-ar fi păstrat. Adică nu s-a păstrat anul trecut. Am spus că nu s-a păstrat. S-a uite, anul trecut, dacă și de 18 faci 12, de 12 faci 6, 6 că e Balta Mare, merge 6. 6 merge, cum să nu? 6, cum era stilul la cap de stat cu al doilea loc. Mergea și 18... 9. 15, 10 sau 9. Da, merge. Cum merge aia cu cap de stand al doilea loc. Aia e cea mai frumoasă. De aia când e cel mai echilibrat, da, lotul pus în funcțiune. Da. Bine, la individual mai e o singură... Nu s-a păstrat. La individual mai e o singură problemă pe care o văd eu ca utilizator și na, acum vânzător de nadă. Ce faci dacă îți vin trei echipe de sportivi, toate din trei medii diferite, care au încredere fiecare în nada lui? Știu, acolo e o problemă. Aici e o problemă. Cum îl convingi psihic? Cum te conving eu, Ioham, psihic, pe tine care știu, ți-ai câștigat dreptul? Auzi, lasă psihic, dar mergem puțin mai departe. Sunt deja pescari pe care nu e cazul să-i nominalizăm, dar unul dintre ei, e chiar ziua lui astăzi, care deja, cum să spun, au aproape contracte cu diferite firme de nadă. Corect. Adică sau lucrează acolo sau au, cum să spun. Da. Uite, vine tot aici ar fi o problemă la individual. Păi și o să zic că eu am contract, o să le dau 10.000 de euro dacă mă prinde pe mine cu punga de altceva în mână. Și pe bună de tot. Asta e problema individualului. Aici e o mică problemă acolo care trebuie rezolvată. Într-adevăr. Dar ca să revin puțin la tâmpenia asta cu nada costă mult, da? Păi știți care e paradoxul? Se pare că cluburile care au hotărât manșa asta anul ăsta pe la GVPS pe acolo, am înțeles de la Nicu Jubileu că au fost aproape unanimitate de acord că nu trebuie buget pentru echipa națională și că cine se califică își găsește sponsori. Deci atenție! Să vedem. Atenție! Păi nu, au votat că nu mai trebuie buget, care câștigă să duce pe banii ei în Portugalia echipa, atenție! Deci un 20.000 de euro minimum trebuie. găsesc. Dar de la o manșă la alta eliminatorie să treacă mai departe, nu găseau bani de încă 170 de kg de boilers. Aia nu mai găsești. Adică vezi că e ceva stupid? Da, că dacă faci eliminatoriu, vin prima oară, nici mai vin 18 acum, vin, nu știu, 14 veneau, da? Și spunea, mai din 14 rămân 9 și de 9 6, da? Pentru că ai avut bandă aici prima, da? Pentru că în Algeria 9 aici și nu mai spun în finală, păi nu găseai tu să te învârți, măcar să iei mai ieftin, dacă nu, moca, nada. Așa e. Deci nu știu dacă stăm picioare treaba asta, să nu-și fost, sincer să fiu, alte considerente care au condus la decizia asta cu adică să nu-și fi dorit mai mulți hazard, până la urmă și nu valoare. Păi până la urmă și până la urmă asta înseamnă o manșă, înseamnă, da. e și un pic de loterie. Da. O grilă bună, și condiții dacă, ideale, și dacă s-ar în stânga a doua, două echipe mai slăbuțe și s-a făcut treaba. Și dacă s-ar fi ținut pe trei etape, voi sunteți de acord cu toate etapele pe corbu? Păi n-ai pistă să înghită atâta... Știu eu, pentru la anul unde se repetă campionatul mondial, e clar că aia e, că toate trebuie să fie acolo. Da. Nu? Da. Că acolo e, iar restul toate... Da, e de discutat. Ideal, văd pe... E de discutat. E de discutat pentru că sunt... E greu, Iohann, să bagi un număr de echipe pe o baltă și să-i dai o valoare egală, măcar dreptunghiulară. Aici a fost problema întotdeauna. Uite, Andrei știe foarte bine. Și cât de cât Hobaia ne-a mai ajutat. A fost, da, era cât de cât echilibrat. Bă, a fost cât de cât echilibrat. În afară de unul sau două locuri, înțelegi, care erau mai ciudate, mai se prindea dintr-un mijloc de ce aiurea pe un izvor. Da, corect. În principal, a fost o baltă echilibrată cu același tip de pește. Vorbesc că ideal ar fi fost să țină pe trei locații diferite. Și cu pește diferit și așa mai departe. Eu așa, să se vadă un pescar complex. Deci se vadă o echipă complexă. Deci adică mă întreb pe mine. Eu așa, când am fost să fac așa, am făcut și așa cum zice și eu normal. Dar, din păcate, uite că alții au decizia. Da, asta acum. Și nici nu avem bă. Iar la anul, clar, vorba lui Andrei, păi ce faci? Te antrenezi ca să ești la corbu pe Tâncăvești? Nu, păi acolo da. Nu, acolo dacă e numai de corbu, te așteaptă o singură manșă pe corbu. Uite cum a prins Brașov. N-au avut o grilă senzațională, să știți, la mondiale. A avut o manșă câștigat. Da. Atunci înseamnă că trebuie să fii pregătit pe corb. Dar când e vorba de alte lacuri, eu sunt de acord cu Iohann. Și uite că hai să... Băi, și Portugalia seamănă cu corbul. Tu ai fost acolo de aia. Am înțeles că nu mai e pește. Nu mai e deloc? Nu, ci că de un an, doi, nu știu de când s-a dat... prin lege au voie să bage plasele acolo. Cred că s-a dat drumul la liber și... S-a dat drumul cu plasele tare. Și că la liber cu plasele. Să vedem dacă e adevărată informația, dar că n-ar mai fi ce am prins noi. Nu, ci că nu mai e pește. L-au luat cu plasele. Oricum băgau plase, dacă ți-mi minte. Da, pe lângă noi. Și mai dădeau doi ea pe acolo. Noaptea și noaptea, venea încolo, ilegal, încolo nouă, nu ilegal. Ba da, ilegal. Acum au voie până lege să localnicii pe acolo. În sfârșit. Da, și uite, ca să revenim, și cu asta, dacă nu vă deranjează, aș și încheia.
Da, domne, sunt 20 de pescari de, care deja, cum să spun? De calibru. De calibru pe care nimeni nu mai poate să-i mai conteste. Că de ce ăla, că de ce nu ăla. Hai să nu ne... E și Iohan, să numără între ei. Adică absolut, dacă absolut. Vreodată, nu știu, eu aș face o emisiune sau cineva la AGV pe seară, face o întâlnire. Hai, domne, să adunăm 20 de pescari astea în care sunt mai titrați și mai vână în competiții. Sigur că Iohan ar sta la masă și n-ar zice nimeni nimic. Și probabil că împreună îi putem zice mai pe toți, da? Hai, că o să mai iasă o discuție la vreunul sau doi, da? În continuare, iată, nu se ține cont de părerea lor. Și nu, ei n-au nimic de spus. Păi nici problemă să ținea, sincer, de multe ori. Exagerez. Aduce aminte. Da, acupă da, mult. Da, nu, da. Că ne vede lumea și fii corect și uite și săracul leveul dumneavoastră. A fost și o ciupitură acum, ce vrei? Da. Ne adunam la bar la Senzor, acolo, sau pormă la Rustic. Corect. Păi, câți eram? 6 loturi, 8 locuri? Vorbeam? Așa. Se vorbea, da? Se vorbea, da. Nu, adică cum să spun... Să vorbeau pescarii, bă, cum pescuim, bă, scoate antenul. Ați auzit, zic că noi scoate antenul, mai pe bun. Așa. Și nu știu cine se opunea, numai că nu vroia, Tite sau nu știu cine, dar noi îl scoteam, că n-a apărut sără Mitrănescu sau ăștia. Nu, nu erau încă, da. E bun. Deci, bă, vorbeam ceva. Așa. Vorbeam. Se stătea la masă. Da, repet, dă pescuit. Păi, lasă Andrei, hai să-ți mai spun un secret. Uite, vine Iohan și spune, păi nu, scuză-mă, se dar vine Iohan și spune 3 lacuri. Un exemplu, nu mă leg de treaba asta. Bă, Dane, dacă mai vin încă 8 și zic 3 lacuri, și toți sunt pescari? Da, stai puțin, că stai să știi. Da, eu, Andrei, o să fie o problemă și când o să apară federația. Că până la urmă o să apară. Că e lui Popescu, că nu e lui Popescu. Va apărea. Întotdeauna astfel de lucruri sunt conduse poate de nu cei mai buni pescari. Și poate că cei mai buni pescari nici n-au timp să le conducă, că sunt pe gârlă și pescuiesc. Dar sunt conduse de oameni care nu pot reprezenta corect. Deci, uite, se întâmplă clar în clipa de față. Nu vreau să fiu... recalcitrant cu anumite personaje din car fishing ăsta sau legate de car fishing ăsta, dar sunt foarte mulți care se intromisionează să conducă forurile, care iau deciziile astea cu o manșă, cu o cutare, sau dacă nu iau deciziile, nu poate să contrazică oamenii care vin acolo, nu poate, că n-au argumente. Exact. Se contrazică când au spus 6 cluburi. Hai să nu vorbim cu păcat, se pare că decizia asta a unei manșe, să știi, și aproape sigură informația, s-a luat majoritate de cei care au participat anul trecut, să știi. Da. Fiind decizia majorității, da. Andrei, noi că ne dăm cu presupusul, iar... Da, decizia majorității cui? Adică majorității participanților. Ai înscris echipă? Da, poftim. Ai înscris echipă la naționale? O să înscriu. Și de ce n-ai avut un drept de veto? Păi eu n-am participat anul trecut, nu ne mai ne-a întrebat nimeni până. La anul ăsta ai un drept de veto. Drept de veto, dar și ce? Păi nu, că împotriva la așa ceva au votat Baricada și Carpi, gata. Să știi. Poate la anul o să apară. Nu, eu spun că lucrurile vor fi și cu asta, hai să încheiem, lucrurile o să fie haotice, pe repet, până când cluburile nu se vor întări și uite cum sunteți voi la Ovidius. Ovidius e club vechi, acum te-ai dus și tu acolo cu Nadă, probabil că asta aveau și ei nevoie, că restul am văzut că buget v-a scârpit cu comandantul, cum a făcut el, cum a făcut. Comandantul știe. Vali Vesel, anul trecut a făcut o treabă extraordinară. E voilà. Foarte bun, da. După părerea mea, toate cluburile din România care emit pretenții, care, adică cum să spun, bă, ar trebui să dea cineva licențe, bă, că la fotbal. Și să fii de la Ovidiu în sus, scuză-mă că spun. Ar trebui să preziți bugetul la începutul sezonului. Câți bani ai? Vorbesc serios. Corect. Câți bani ai, mă, tu anul ăsta să bagi? 15.000. Lasă 10.000 deoparte. Nu lai 10.000 deoparte. Prezintă-i, bun, da. Să vedem, destinația lor este cu corbu, cu pregătire lor și intri în campionat. Nu, corect. Că la noi ce am? Păi am și eu 3 kg de porumb uscat, mai dă mie bădică niște borez, dar mai răspunde la telefon și fac eu rost locul, ia mâine. Păi așa e. Păi bă, erau, a fost anul trecut care între mai și plângeau că ei cu ce să mai duc. Adică nu se poate. Păi nu și anul ăsta știu deja niște discuții cu echipa, da, care pentru vin. Pentru că nu-l percepem încă ca sport. Deci a mai rămas de pe vremea aia în care tot tactul adoptiv spunea ce caută, vă zic, ăștia cu piscină la campionatul național la câțiva ani. Păi au venit să-și încerce și ei norocul. Deci la campionatul național în continuare să mai încearcă norocul. Bă, trebuie să te cam depăși faza asta fără să supere nimeni. Pă bune, dar ai concursuri câte vrei să-ți încerci norocul. Da, du-te și... Ai și loto, ai și cazinouri, adică, pă bune, ai unde să... Uite, campionatul național trebuie să fie ceva peste încerca norocul și până la urmă aici, nu, și pentru pescarii buni, care merită să ajungă și în echipa națională, merită să meargă și pe la campionatul mondial, sunt tineri, au timp, știi, și poate că așa să mai lovesc de niște piedici. Și pentru fenomen, bă, dacă noi ne formăm, le zic de mult, dacă noi formăm așa câțiva pescari din ăștia, 20 care sunt, dar care sunt vector de imagine, ajung sus, ajung, câștigă, dau deoparte, uite, prim mult, iau medalii, toată lumea, cum să spun, fenomenul merge înainte, toată lumea trăiește bine pe lângă. Eu și m-am gândit, Andrei, decât că... această faultări, aceste joale permanente, știi? Ca să mai aibă unii șansă. Dar nu e bine la nimeni, dar nu e bine la nimeni, adică cum să spun. Așa e și nu-ți dă un plus de valoare. Deci nu cred... Cred că trebuie încurajată, repet, valoarea în fenomen. Nu contează dacă zice Iohan, ce Tomulescu, câte mai așa vreme, 3, cât voi le să-ți trăim, 600 de kg. Și asta e, să dă.
Nu că dacă vin, că normal că o să vină mult mai mulți ca Iohan care să zică o manșă un cil de boile. Normal, e logic. Era nu? Și cu la național. Asta e. Dar cine să-i oprească? Cine fă, tu, fă tu un clasament ATP pe pescari. Fă un clasament ATP și pe pescari. Și fac ce să fac cu el. Pe acum un an, pe acum doi ani, ca să, să se mai înțeleagă un pic și de fenomenul ăsta ce se întâmplă. Trag, cât pot, uite, cu dicul de treabă, să mai trag pentru mine. Uite, la Levista, cum se numește? La Levista, da. Fă un clasament ATP pe medalii, pe număr de concursuri, medalii, număr de concursuri participate. Am înțeles, dar să știi că... niște vectori pentru, uite, că pentru un Tomulescu, pentru un Iohan, pentru Babi, sunt mulți pescari cu valoroși. Lucrurile astea am discutat cu Florin Căstocea, el vrea să le așeze oarecum într-o matcă, dar se lovește și el de problema asta. A zis, bă, n-aveți cluburi. N-avem, păi dacă începi, uite, ați venit aici 20 și în care ți-a să ridică Iohan cu Tomulescu și cu Babuieru care zic, stai frate, că performanța înseamnă asta, dar sunt acoperiți mea de 25. Nu, e bă, lasă-mă, că e mai bine. Nu, pe bune. Și la așa să zică, păi, dar n-am și eu club. Eu nu pot să-mi dau încă cu părerea că n-am fost, am trecut, nu pot să... Probabil că trebuie pe niște condiții de licențiere, adică să ai voie să vorbești, vorbești foarte serios. Asta nu poți să... o să ajungă. Să ai voie să vorbești, trebuie să văd, să ai club, ai echipă, ai bani, ai... Le mai dai o idee, le mai dai acum o idee lui AGVPS, la anul ne bagă și licența AGVPS. Da, și doar să dai și vreo 5.000. Să o ții acolo? Da, bine. Nu mai dau nicio idee. Cred că am depășit 5 minute, dar aș începe mai târziu. Ne cerem scuze pentru treaba asta. Cred că am atins toate punctele importante. Vă mulțumim că ați fost pe chat și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne mulțumesc foarte mult lui Radu și lui Iohan că și-au așteptat să-și petreacă seara de vinere aici. Și un efort de pentru ei. Am senzația că plecați la Tâncăvești de aici, nu? Da. Da. Așadar, eu cred că a fost o emisiune reușită. Eu cred că am atins multe, multe puncte nevralgice, da, și a fost dinamic, așa, am mers într-un subiect în altul. Sper că nu v-am obosit. Vă, personal, mulțumindu-le celor doi, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot vineri, tot la ora 19, cartier aici la PPTV Online. Închei cu Maxima, care deja se pare că începe să mă consacre. Toată lumea trebuie să creadă în ceva. Eu cred că o să beau o bere după emisiunea asta. V-am pupat!